Microfon pornit. Bună dimineața, doamnelor și domnilor deputați. Declar deschisă prima parte a ședinței noastre de astăzi, 31 martie 2021, dedicată declarațiilor politice și intervențiilor. Pentru început, dați-mi voie să vă reamintesc dispozițiile regulamentare cu privire la declarațiile politice. Declarațiile politice sau alte intervenții se prezintă în scris sau verbal. Dacă declarațiile sau intervențiile se prezintă verbal, acestea nu pot depăși 3 minute. Dacă deputatul depășește timpul alocat, președintele de ședință are dreptul să-i retragă cuvântul. Ordinea luărilor de cuvânt va fi alternativă și se va face pe grupuri parlamentare. Niciun deputat nu poate prezenta verbal sau depune în scris mai mult de o declarație sau intervenție în aceeași ședință. În continuare, dau
cuvântul domnului deputat Florin Piper Savu din partea grupului parlamentar al PSD. Vă rog, aveți trei cuvinte, trei minute. Mulțumesc, doamnă președinte de ședință. Deputat Florin Piper Savu, circunscripția 36, Telorman. Declarația politică se intitulează Agricultura românească împinsă în faliment. Stimați colegi, de la o zi la alta cu guvernarea de dreapta, dezastrul se amplifică. Coaliția aflată la putere prin voința președintelui și în ciuda votului românilor își explică incompetența arătând mereu spre PSD, uitând că PSD a dus agricultura în Uniunea Europeană pe locul 1 la producția de porumb și la producția de floarea soarelui, pe locul 2 la producția de soia și pe locul 3 la producția de cereale. A acordat subvențiile la timp și integral, a înființat creditul de dezvoltare cu garanții de stat de 80% pentru susținerea produselor agricole deficitare, a sprijinit programul Tomate Românești, a investit în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de irigații, a realizat și finalizat Sistemul Național Antigrindină și de creșterea precipitațiilor. Ce face Guvernarea Dreptei Unite? Împinge premeditat în faliment agricultura românească prin decizii de-a dreptul criminale, închiderea piețelor producătorilor români, eliminarea programului de susținere a culturilor de tomate, ignorarea efectelor devastatoare ale calamităților. Favorizează înstrăinarea terenurilor agricole din România în condițiile în care o treime din terenul agricol este deja cumpărat de străini. Practic anulează efectele benefice ale legii adoptate de PSD care sprijină fermierii români și păstrează o parte importantă din terenul agricol din România. Îngroapă România în datorii, dar nu pentru acordarea despăgubirilor pentru calamități și nici pentru subvenții pe care deja le-a înjumătățit. Refuzul guvernului Câțu de a acorda despăgubirile pentru calamitățile agricole îi aruncă direct în faliment pe majoritatea fermierilor din România. Nimic nu poate justifica refuzul actualului guvern de a plăti despăgubirile respective. Guvernul Câțu, de o manieră absolut ticăloasă, refuză să-i susțină pe fermierii români, dar asigură o piață de vânzare și implicit sprijinul agricultorilor din alte țări. Consecința guvernării de dreapta este că România deja plătește pe importuri alimentare de 5 ori mai mult decât încasează pe exporturi de produse agricole. Guvernați de dreapta, e timpul ca după un an și 5 luni de guvernare să fiți responsabili și să vă aplecați spre așteptările oamenilor și nevoile societății și să administrați competent această țară pentru evitarea unei catastrofe economice. Agricultura este o cale și o șansă pentru dezvoltarea economică a României. Dacă nu sunteți capabili să o gestionați, dați-vă demisia. Deputat Florin Piper Savu. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Continuăm cu domnul Andrei Daniel Gheorghe de la grupul parlamentar al PNL. Trei minute aveți, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Bună dimineața. Declarația mea de astăzi, 80 de ani de la masacrul de la Fântâna Albă. La 1 aprilie 1941 are loc una dintre cele mai mari crime ale regimului sovietic comise împotriva românilor din teritoriile ocupate, Basarabia și nordul Bucovinei. După tragedia raptului teritorial din iunie 1940, în 1941, românii încep să solicite tot mai mult trecerea graniței înapoi în teritoriul aflat sub administrație românească. Precum s-a întâmplat în toată Basarabia și la Chișinău, la fel și la Cernăuți, în Bucovina, elementele criminale ale NKVD și ale Partidului Comunist al Uniunii Sovietice își impun puterea prin forță, prin represiune, prin crimă. Dat fi faptul acesta, românii încearcă să scape de sub acest regim criminal, totalitar, și una din aceste acțiuni are loc la 1 aprilie 1941, când aproximativ 4.000 de români încearcă să treacă dincoace din teritoriile aflate sub ocupație sovietică. Nu doar că nu au fost lăsați, deși ei aveau în fruntea lor un steag alb și purtau însemne religioase și niciunul dintre ei nu era înarmat sau nu a încercat o acțiune cu caracter violent, dar vor fi uciși, vor fi mitraliați la 3 km de punctul de trecere către România,
vor fi omorâți de către armata sovietică și mai ales de către NKVD. Cei care supraviețuiesc acestui masacru sunt prinși, sunt torturați, unii sunt chiar despicați cu sabia, apoi mulți sunt duși la sediile NKVD-ului, unde sunt torturați, după care sunt aruncați de vii în gropi comune, unde sunt îngropați de vii. Se spune că mai multe zile după acest eveniment, pământul s-a cutremurat cu cei care erau îngropați sub un mal gros de țărână. Este o tragedie uriașă pe care noi avem datoria să o n-o uităm. Și mi se pare fundamental ca cele două state succesoare ale RSS, care poartă răspunderea asupra acestui masacru în care au murit 4.000 de români, Rusia și Ucraina, să recunoască, să comemoreze și să își asume responsabilitatea pentru ceea ce a însemnat tragedia de la Fântâna Albă, 1 aprilie 1941. Vă rog să concluzionați, domnul deputat. Da, doamna deputat, voi concluziona. Este fundamental să nu uităm niciodată ce a însemnat tragedia regimului totalitar comunist, ce a însemnat sovietizarea pământurilor românești din Basarabia și Bucovina și ceea ce a însemnat acest comunism profund criminal și odios pe care l-am trăit cu toți. Dumnezeu să-i odihnească pe acești martiri români care au murit nevinovați în Bucovina românească. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm cu Ștefan Iulian Lorinț de la grupul parlamentar al USR+. Vă rog, aveți 3 minute. Vă mulțumesc, doamna președinte, ședință. Doamnelor și domnilor, azi o să vă amintesc câteva lucruri pe care românii și în special cei din diaspora le știu deja. Se pare că voi, cei din PSD, având în vedere discursurile sfărăitoare și ipocrite despre patriotism, după 30 de ani în care ați jefuit țara și ați alungat cetățenii, credeți că românii nu le știu și le-au uitat. Vă reîmprospătez memoria. În urmă cu circa 2 săptămâni am adresat o întrebare Departamentului Românilor de Pretutindeni. Răspunsul primit este oarecum scontat. Statul român nu s-a preocupat vreodată să afle câți români au emigrat în ultimii 30 de ani, câți cetățeni români trăiesc în afara granițelor țării. Habar nu are. Pentru că statul român a fost capturat de niște așa zis politicieni cărora puțin le-a păsat să reprezinte cetățenii și să pună în practică politici care să dezvolte cu adevărat România, nu să constrângă milioane de români să o părăsească. Dar pe lângă totalul dezinteres față de cetățeni, este tot mai clar că de fapt este vorba și despre cinism. Știind că diaspora nu vă votează, v-ați asigurat să subreprezentați diaspora, neaplicând norma de reprezentare în baza deținătorilor de pașapoarte CRDS. Diaspora nu votează PSD? Atunci diaspora trebuie pedepsită. Acesta a fost raționamentul vostru, doamnelor și domnilor, de la PSD. Acum, din păcate, diaspora este reprezentată de doar 6 parlamentari. Nu doar aici PSD a jucat murdar față de cetățenii români, ci și în cazul lucrătorilor sezonieri și transfrontalieri. Deși Parlamentul ar trebui să reprezinte toți cetățenii, cei care se găsesc în aceste situații nu pot vota. Cinism pur al PSD, având în vedere dimensiunile unui adevărat exod al românilor. Cozile la alegerile prezidențiale din 2014 din diaspora, cele de la europarlamentare în 2019, faptul că atunci 10.000 de români nu au reușit să voteze unii după sute de kilometri parcurși pentru a ajunge la o secție de votare, după ore în șir de stat la coadă, fără ca PSD să fi făcut altceva fiind la guvernare decât să arate dispreț la adresa diasporei, a demonstrat fără urmă de dubiu, dacă mai avea cineva îndoieli, disprețul PSD față de cetățenii români. Aroganța și nesimțirea de care a dat dovadă PSD de fiecare dată față de cetățenii români din diaspora este măsura patriotismului acestui partid. Pentru că este aceeași aroganță și nesimțire față de toți cetățenii români și de nevoile lor pe care o manifestă domnii și doamnele de la PSD de aproape 30 de ani de zile.
Toate aceste nedreptăți pe care românii din diaspora le-au avut de suferit până acum trebuie să fie reparate cât mai urgent. Nu vă mai puteți ascunde după deget, doamnelor și domnilor de la PSD. Și vom vedea cum veți vota legile care le vor îndrepta atât voi, cât și parlamentarii extremiști AUR. Dincolo de sloganuri, realitatea este că aproape un sfert din populația României a emigrat în ultimii 30 de ani. Și nu știu cum de nu vă este rușine să mai vorbiți despre patriotism când sunteți una dintre principalele cauze ale acestui exod. Și nici cum de nu vă este rușine în Parlamentul Europei, știind că sunteți cei care au guvernat mare parte a ultimilor 30 de ani, țara cu cei mai mulți emigranți din Europa, țara de origine a celor mai multe victime ale traficului de ființe umane. Nu puteți voi vorbi despre patriotism, nu puteți declara că iubiți România de vreme ce timp de 30 de ani ați arătat doar un singur lucru. Dispreț față de cetățenii ei. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Continuăm cu doamna deputată Ana Maria Gavrilă din partea grupului parlamentar AUR. Bună dimineața, mulțumesc doamna președintă de ședință. Declarație politică, guvernul trebuie să se ocupe de crearea cadrului de desfășurare a unei vieți normale, nu de hărțuirea poporului. Stimați colegi, românii au ieșit să protesteze în toată țara după ce actualul guvern a încercat să îi păcălească cu sintagma protejăm cetățenii, impunând astfel măsuri de restricție inacceptabile care încalcă drepturi și libertăți fundamentale, fără efect în diminuarea pandemiei. Românii nu sunt proști, ei au înțeles exact ce înseamnă pandemia și își cunosc drepturile. Trebuie să avem libertatea de a sta în casă, dacă asta alegem, sau de a avea o viață normală, dacă asta ne dorim. Trebuie să avem libertatea de a ne vaccina sau de a nu ne vaccina. Guvernul nu are competența de a ne suprima aceste libertăți. El trebuie să creeze cadrul de desfășurare a unei vieți normale. El trebuie să se ocupe de creșterea numărului de paturi la ATI și de aducerea acasă a medicilor și asistentelor medicale plecați în țări străine, nu de hărțuirea poporului. Actualii guvernanți nu sunt șefii poporului, ar trebui să fie slujitorii poporului și să întrebe pe oameni ce vor și să țină cont de opiniile cetățenilor. Doamnelor și domnilor parlamentari, nu avem nevoie de acești guvernanți să se îngrijoreze de sănătatea celor deja sănătoși. Avem nevoie să se îngrijească de sănătatea celor bolnavi, de pădurile noastre care se taie, dispar cât noi stăm în casă, de suveranitatea noastră energetică, pentru că suntem la capacitate maximă de import al energiei, de agricultura noastră, pentru că țăranii care au mai rămas sunt distruși cu legi ce îi dezavantajează. Mai mult, actualii guvernanți sunt niște mincinoși. Dacă grija lor era sănătatea oamenilor, nu ajungeam la un val 3 în care ei să fie copleșiți de situație, nu ajungeam să ardă oamenii în spitale, iar la Deva nu stăteau 20.000 de oameni în frig, la minus 10 grade, noaptea, în plină pandemie. Aceasta este cu adevărat un atentat la viața oamenilor, iar guvernul a fost arogant cu devenii. Deci dacă aceste restricții nu sunt deloc pentru grija oamenilor, sunt încercări de a testa gradul de supunere a populației. Stimați guvernanți, timpul este cea mai prețioasă resursă pe care o avem. Cine ne dă un an înapoi? Cine ne plătește? Cine e responsabil? Voi dictați, impuneți, amendați, dar cine își asumă responsabilitatea pentru eșecul oamenilor și al economiei? Românii pe care încercați să-i prostiți vă vor trimite acasă și vă-ți plăti scump pentru toate aroganțele, minciunile și erorile pe care le-ați comis în ultimele luni, într-una dintre cele mai dificile perioade în istoria modernă a acestei națiuni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ana Maria Gavrilă, deputat AUR Hunedoara. Mulțumesc! Mulțumesc! În continuare dau cuvântul domnului deputat Loran Balint Maghiar de la grupul parlamentar al UDMR. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, județul Satu Mare este un exemplu de societate multiculturală bazată pe dialogul interetnic, pe cunoașterea și respectul reciproc. În Satu Mare, diversitatea culturală reprezintă o sursă și un factor de îmbogățire a comunității.
O societate democratică este cea care respectă drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale și creează condițiile pentru exprimarea, păstrarea și dezvoltarea identității acestora. Ca un politic, ca parlamentar aflat la al doilea mandat, dar și având în spate mai multe mandate de ales local, am contribuit la promovarea diversității culturale în comunitatea sătmăreană pentru a asigura buna conviețuire și coexistență între majoritate și minoritate. Este foarte important ca noi politicienii să încercăm să avem comportamentul acela pe care l-am avut dintotdeauna, comportamentul rațional, echilibrat, comportamentul bunăvoinței, a dialogului între noi. Tocmai de aceea am rămas surprins de demersul inițiat de primarul Comunei Păulești, Zenoviu Bontea, de a schimba numele școlii gimnaziale Șoltes Ianoș din satul Ambud. În spatele acestui gest nu există niciun argument rațional, fiind determinat doar de dorința primarului Bontea de a crea un conflict interetnic în comună, de pe urma căruia să profite electoral. În primul rând, mi se pare un afront adus dascălilor și profesiei de învățător. Șoltes Ianoș a fost dascăl și preot la Ambud în timp de 40 de ani, iar faptul că școala din sat îl poartă numele este un omagiu adus acestuia, dar și nobilei profesii de dascăl. Totodată, nu au fost respectate nici procedurile legale. Proiectul primarului provoacă un conflict inutil într-o comunitate unde conviețuirea pașnică a fost mereu litere de lege. Acestea sunt motivele pentru care sper că rațiunea să învingă până la urmă, iar proiectul să fie retras de inițiator. Vă mulțumesc. Deputat Major Lorand, județul Satu Mare. Vă mulțumesc și eu. De la Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, domnul deputat Cătălin Zamfir Manea. Vă rog, aveți 3 minute. Mulțumesc, stimată doamnă președinte de ședință, domnilor și domnilor deputați. Declarația mea politică de astăzi se intitulează România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor ei. Stimați colegi, zilele trecute am asistat la un atac extremist și antisemit împotriva actriței Maia Morgenstern. Într-un limbaj foarte violent, tipic perioadei interbelice, expeditorul lansa împotriva actriței și a teatrului evreiesc de stat amenințări cu moartea. Instituțiile statului român trebuie să investigheze urgent aceste amenințări și, în consecință, să adopte măsurile care se impun. Stimați colegi, din câte mi-amintesc, nu trăim în timpul regimului antonescian și nici în Germania hitleristă, ci trăim într-o democrație consfințită de Revoluția din 1989 și reglementată de Constituția României. Din păcate, se pare că nu am învățat mai nimic din lecțiile istoriei. La articolul 4, aliniatul 2 din Constituție, se prevede că România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor ei, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de apartenență politică, de avere sau de origine socială. Ca și cum aceste prevederi constituționale nu ar exista, discursul de incitare la ură, rasist și intolerant, ținut în public ori pe rețelele de socializare, s-a amplificat în ultima perioadă. Principalele ținte rămân în continuare minoritatea evrească, minoritatea romă și cea maghiară. Stimați colegi, azi este momentul ca toate partidele politice parlamentare, PNL, PSD, USR, UDMR și AUR, să adopte o atitudine fermă împotriva oricăror forme de discriminare rasială, de incitare la ură și violență. Așa cum precizam mai devreme, România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor ei. Să nu uităm că minoritățile naționale au contribuit de-a lungul secolelor la formarea și desăvârșirea acestei țări. Cu toții trecem printr-o perioadă extrem de grea din cauza pandemiei, de aceea nu trebuie să ne pierdem rațiunea și nu trebuie să acționăm unii împotriva altora. Nu trebuie ca în această perioadă să găsim un țap ispășitor pentru toate relele din România. Așa cum, din păcate, s-a întâmplat anul trecut, în prima stare de urgență, atunci când minoritatea romă era linșată mediatic și identificată ca țap ispășitor pentru COVID-ul românesc. În calitatea mea de deputat al minorității rome, fac un apel către toți politicienii din această țară
să renunțe la mesajele și declarațiile care incită la ură și rasism. Nu aceasta este soluția. Toți cetățenii acestei țări trebuie să conviețuiască pașnic. Stimați colegi parlamentari, noi, în calitate de aleși ai poporului, am jurat să apărăm democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Acest jurământ trebuie respectat în integralitatea sa. De aceea, discursul și acțiunile care incită la ură, la discriminare și rasism trebuie sancționate aspru. Vă mulțumesc, Cătălin Manea, deputatul minorității rome. Vă mulțumesc și eu. Continuăm cu grupul neafiliaților, domnul deputat Mihai Ioan Lasca. Vă rog, aveți cuvântul pentru 3 minute. Bună ziua, doamnă președinte. Bună ziua, dragi colegi. Declarația mea politică de azi se intitulează Interzicerea stresului indus de către autoritățile locale și naționale pe timpul pandemiei. Stimați colegi, stresul este o armă militară folosită din vremuri antice, este teama indusă cetățenilor prin diverse mijloace acustice, vizuale, media, inclusiv prin frica de moarte pe care o are pacientul înainte de operație în fața medicului. Stresul este acumulat de organism, precum radiația nucleară, și se determină ca produsul dintre durata acumulării stresului și intensitatea factorului de stres amplificat de un factor subiectiv în funcție de vârstă și experiență, pe perioada de dezacumulare este de 3 ori mai lungă decât cea de acumulare. Acumularea stresului din organism se reduce numai prin stresul de relaxare, cel care produce alte tipuri de enzime numite endorfine și care vor elimina riscul ca nivelul ridicat de stres ce se acumulează să afecteze ireversibil organismul omului, generându-se bolile specifice sau bolile asociate. Stresul de relaxare se obține în principal din activitățile de relaxare, activitățile sportive cu prietenii, în aer liber, în echipe, plimbările lungi, în natură, îmbrățișări cu persoanele apropiate, servitul mesei cu familia, vizite la prieteni sau rude, petreceri, spectacole, muzică, film, ceremonii religioase, drumeție la munte sau la mare, tratamente balneare, statul la plajă pe malul mării, aerosol, desalină, concediu de odihnă de cel puțin 14 zile în altă zonă decât orașul în care lucrezi sau locuiești. Toate acestea au fost interzise în perioada de pandemie. Stresul fiind o armă de război a fost folosit împotriva civililor de toate armatele pe timpul celui de-al doilea război mondial, în diferite forme, cu singurul scop de a produce panică în rândul civililor, din statele beligerante, de a se instaura teama și frica de trupele germane pentru a descuraja orice formă de rezistență locală sau acțiune de nesupunere civică, folosindu-se diverse mijloace sonore, optice, presă, filme, reclame și mijloace de luptă, situație pe care o regăsim astăzi în acțiunile autorităților publice față de populația civilă pentru combaterea așa ziselor efectele ale pandemiei COVID-19. Pe timpul perioadelor stării de urgență și în perioada stării neconstituționale de alertă, a fost mai mult decât evidentă folosirea sirenelor de la ambulanțele SMURD, de la poliție și jandarmerie în mod cel puțin abuziv și nejustificat, cu scopul de a produce teamă de virusul SARS-CoV-2, în rândul civililor, cu scopul de a genera frica de moarte față de virus pentru a se accepta mai ușor măsurile cele mai aberante de izolare și carantină aplicate discrețional de către comandantul acțiunii Raed Arafat. Astfel că toate măsurile de distanțare, de interzicere a accesului în restaurante, la terase sau la sălile de spectacole, în aer liber, la munte sau la mare, închiderea stațiunilor de tratament balnear, a școlilor și a instituțiilor de învățământ, interzicerea accesului în biserică la principalele sărbători creștine, interzicerea căsătoriilor, interzicerea botezului, restricții la ceremonia de înmormântare a rudelor, închiderea parcurilor și a locurilor de joacă pentru copii, a activităților sportive de orice fel, în lumina activităților antistres enumerate mai sus, demonstrează fără niciun fel de îndoială scopul de a induce stresul în societatea civilă pe timp de pace, apelându-se la un instrument strict militar de a induce frica. Trebuie interzis medicilor, asistenților medicali, poliției, jandarmeriei și mass-mediei să mai folosească aceste mijloace de comunicare ce produc stres și induc o stare de panică în rândul societății civile, dacă cu adevărat aceste instituții vor binele națiunii române.
Pentru aceasta, în regim de urgență, solicit Guvernului României și tuturor autorităților publice locale și naționale să renunțe la folosirea stresului împotriva cetățenilor în timpul pandemiei sau pe durata stărilor de urgență sau așa ziselor stări neconstituționale de alertă. Mulțumesc. Deputat neafiliat Mihai Lasca. Continuăm cu grupul parlamentar al PSD, doamna deputată Alexandra Huțu. Vă rog, aveți 3 minute. Bună dimineața! Declarația mea politică de astăzi se referă la violența împotriva femeilor și a copiilor din fiecare comunitate. Stimați colegi, datele prezentate de UNICEF România pentru anul trecut arată că de la începutul pandemiei, femeile și copiii au fost mai expuși violenței domestice decât în anii precedenți. În condițiile petrecerii unui timp mai îndelungat la domiciliu, a limitării contactelor sociale, a desfășurării muncii la distanță și a închiderii școlilor, s-a constatat la nivel național că relațiile familiale tind să devină din ce în ce mai încordate, accentuând vulnerabilitatea copiilor și femeilor și creșterea riscului de a fi expuși la fenomenul violenței domestice. Vă dau exemplu situația din județul Botoșani, unde, doar în primele 2 luni ale acestui an, polițiștii au intervenit la 148 de evenimente privind violența domestică și au fost emise 37 de ordine de protecție. Anul trecut s-au intervenit la 1066 de incidente pe raza județului Botoșani, iar în aceste cazuri au fost emise 211 ordine de protecție, iar în 162 de cazuri victimele au refuzat emiterea acestui ordin. În acest sens, la începutul acestei săptămâni, am solicitat Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse, dar și Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, să realizeze sau să ne pună la dispoziție, dacă deja au elaborat, o hartă socială a problemelor și direcțiilor de acțiune pentru modelarea socială a comunităților în care se înregistrează o pondere ridicată a actelor de violență domestică. De asemenea, le-am cerut să ne spună dacă au în vedere sau deja dacă au conturat un inventar global al proiectelor, programelor și inițiativelor derulate până acum și în curs de desfășurare pentru construcția socială a zonelor vulnerabile. Stimați colegi, cred că a venit timpul ca România să înceapă să elaboreze programe pe termen lung pentru sprijinirea victimelor violenței domestice, asta deoarece nu ne mai putem baza doar pe proiectele prin fonduri europene, care, după ce se termină finanțarea, se opresc și se revine la situația dinainte. De aceea, vă propun să lăsăm la o parte toate orgoliile politice, să ne așezăm la masă, parlamentari de la putere și parlamentari din opoziție, guvernanți și autorități locale, pentru a începe programe de implementare de prevenire, care să identifice, să intervină, dar să și monitorizeze cauzurile de violență împotriva copiilor și a femeilor din fiecare comunitate. Vă mulțumesc, deputat PSD, Alexandra Huțu, Botoșani. Vă mulțumesc și eu. Mergem mai departe cu domnul Radu Marin Moisin, din partea grupului parlamentar al PNL. Vă rog, aveți cuvântul. Doamnă președinte, tema de astăzi a declarației este pandemia trebuie combătută cu solidaritate, dar și cu măsuri eficiente. În urmă cu un an, virusul SARS-CoV-2 a apărut în România, afectând major sănătatea populației și toate domeniile strategice din societate. După nenumărate restricții impuse, trebuie să amintim că tuturor ne este dificil să rămânem răbdători față de acest context nefavorabil, însă perseverența în tot ceea ce înseamnă respectarea regulilor impuse de autoritățile în măsură să ne protejeze, este singura și cea mai rapidă cale pentru a depăși acest impas. Primul rând, metoda cea mai importantă de combatere a pandemiei este vaccinarea. În ciuda diverselor mijloace de informare, sau mai bine zis, dezinformare, ce instigă panică prin publicarea unor informații ce nu corespund cu părerea vizată a specialiștilor, imunizarea populației în proporții cât mai mari rămâne o prioritate declarată pentru România. Vedem clar exemplul prezentat de țări precum Israel sau Marea Britanie, care prin vaccinarea masivă au reușit să reducă semnificativ numărul infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2.
În Israel, după vaccinarea aproape jumătate din populație, conducerea țării face primii pași timizi, dar siguri pentru revenirea la normalitate după pandemie. Ministerul Sănătății din Israel declară că rata de infectare a fost redusă cu 95,8%. Fără îndoială, cred că România are aceleași șanse de succes în lupta cu virusul COVID-19, în special odată ce, în al doilea trimestru acestui an, Uniunea Europeană va distribui României și statelor membre o cotă parte semnificativă din totalul dozelor de 360 de milioane, provenind de la cei 4 producători autorizați de Agenția Europeană a Medicamentului. În al doilea rând, pe cât de responsabili suntem individual, pe atât de solidar și uniți trebuie să rămânem în efortul de a consolida reziliența țării față de amenințările ce vizează sănătatea. Aici mă refer la importanța conștientizării rolului pe care masca de protecție îl are și de a continua să o purtăm în toate situațiile în care aceasta este prevăzută pentru a limita răspândirea virusului. De asemenea, putem ajuta la controlul pandemiei prin utilizarea permanentă a soluțiilor dezinfectate și păstrând distanțarea fizică. Dar totuși, în al treilea rând, este necesar ca și eforturile Ministerului Sănătății să fie mai coerente și eficiente. Am lucrat la o analiză comparativă între numărul de teste real-time PCR efectuate și cazurile COVID-19 aflate la ATI în perioada 1-15 noiembrie 2020, respectiv 1-15 martie 2021. Am observat o diferență semnificativă în ceea ce privește numărul de teste real-time PCR din noiembrie 2020 față de luna martie 2021, când se înregistrează o scădere semnificativă. Astfel, dacă în noiembrie s-au efectuat cu 119.749 mai multe teste real-time PCR în comparație cu aceeași perioadă din luna martie anului 2021, așadar mai puține cu 26%. Uitându-ne mai exact, cifrele arată că în medie luna noiembrie se efectuau cu aproximativ 7.500 de teste mai mult pe zi. De asemenea, faptul că se efectuează teste antigenice rapide nu este de natură a influența aceste cifre, pentru că, de regulă, acestea sunt finalizate tot printr-un test real-time PCR. Vă rog să concluzionați. 10 secunde. Prin urmare, este nevoie ca Ministerul Sănătății să depună eforturi urgente de creștere a numărului de teste real-time PCR, inclusiv prin modificarea metodologiei de testare și, pe model european, prin extinderea acesteia la categorii prioritare, precum bolnavii cronici de afecțiuni cardiovasculare, renale, diabet și alte afecțiuni grave. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. În continuare dau cuvântul domnului deputat Filip Havârneanu din partea grupului parlamentar al USR Plus. Vă rog, aveți 3 minute. Vă mulțumesc, stimată doamnă președinte. E momentul să fim responsabili. Cu toții ne-am săturat de restricții, cu toții simțim că paharul e aproape plin. Aici însă se potrivește o vorbă foarte bine. Atunci când crezi că nu mai poți, mai poți încă un pic. Dacă am rezistat până acum, ar fi o greșeală imensă să dăm cu piciorul la tot ce am realizat. Cu atât mai mult cu cât viața tuturor a fost dată peste cap. Trebuie să demonstrăm că nu a fost totul în zadar și că toate eforturile noastre contează. Să ceri oamenilor să fie responsabili după un an de restricții nu e ușor. Nu sunt măsuri populare, dimpotrivă. Dar până la urmă, asta înseamnă să fii un politician bun, să lași demagogia, calculele politice și populismul la o parte și trebuie să faci ceea ce e bine. Din păcate, acum trebuie să mai respectăm o bucată de timp restricții. Dacă vom renunța să ne furăm singuri căciula, vom ajunge, sperăm, în câteva luni să ne reîntoarcem la normalitatea pe care o cunoșteam înainte de pandemie. Restricțiile impuse în România sunt printre cele mai relaxate din Europa. Ideal ar fi fost să nu fim nevoiți să le avem, e adevărat, dar nu există o cale alternativă pentru a lupta cu acest virus. E important să ascultăm autoritățile, să nu procedăm ca alți politicieni care încurajează oamenii să protesteze împotriva restricțiilor. Să protestezi e un drept pe care nu îl neagă nimeni, dar când un politician susține nerespectarea normelor date de autorități, asta arată ce e cel mai important pentru PSD și AUR. Interesul politic și nici de cum binele cetățeanului. Avem nevoie de politicieni responsabili care să nu se considere superiori față de noi restul. Virusul nu are o culoare politică și, din păcate, unii care participă la astfel de manifestări, fără respectarea regulilor de distanțare, vor duce virusul mai departe și, foarte probabil, îi vor infecta și pe alții.
acesta va fi rezultatul acestor proteste. Ce înseamnă asta? Crește rata infectărilor și se năspresc restricțiile. Este un efect de domino pe care nu și-l dorește nimeni. Am avut de două ori COVID și știu cum e. Am pierdut oameni dragi din cauza acestui virus și nu vreau să treacă nimeni prin asta. Sacrificiile noastre grele și apăsătoare salvează vieți. Asta trebuie să reținem. Vă propun un exercițiu. Când vă gândiți cât de greu este să respectați regulile impuse de autorități, gândiți-vă cum ar fi ca cineva la care țineți să se îmbolnăvească din cauza acestui virus. Gândiți-vă că nerespectarea regulilor înseamnă, de fapt, punerea în pericol a celor vulnerabili. Vă mulțumesc frumos! Filip Havrneanu, circumscripția 24 Iași. Vă mulțumesc și eu. Continuăm cu grupul parlamentar AUR, domnul deputat Vasile Naghi. Nu este. În regulă. Urmează atunci domnul Dan Constantin. De fapt, continuăm cu domnul Ilia Alin Coleșa, din partea grupului AUR. Mulțumesc. Alin Coleșa, deputat AUR de Cluj. Justificări și metode pseudomedicale și pseudoștiințifice de limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 folosite de guvern pentru instituirea unor măsuri dictatoriale. Vom enumera în continuare doar câteva dintre principalele justificări și metode pseudomedicale și pseudoștiințifice folosite de acest guvern extremist, din care se evidențiază USR Plus ca partid neomarxist extremist de extremă stânga. Deci, 1. Metodologia de determinare a riscului răspândirii virusului. Ministerul Sănătății a modificat recent, rău intenționat, metodologia de evaluare a riscului în vederea instituirii carantinei. A mărit punctajul multor criterii majore. Astfel, trend crescător pe 14 zile, de la 10 la 25 de puncte. Rata de infectare, de la 10 la 20 de puncte. Cazuri dispersate în comunitate, de la 10 la 15 puncte. Și așa mai departe. În plus, sunt punctate multe criterii fără relevanță reală, cum ar fi existența unei farmacii în localitate, existența unei unități comerciale, evaluarea unităților medicale din zonă, ponderea majoră a cazurilor în cadrul comunității față de focarele înregistrate în colectivități carantinate, 15 puncte, deci criterii fără relevanță pentru instituirea unor măsuri dictatoriale. 2. Măsurarea incidenței, ratei de infectare. Rata de infectare cu virusul este de fapt o rată cumulată de infectare, deoarece la calcularea ei se cumulează toate cazurile pozitive din ultimele 14 zile. Dar 14 zile, asta înseamnă că rata zilnică reală de infectare este de aproximativ 14 ori mai mică. 3. Metode neluarea în considerare a reședinței celor cu rezultate pozitive. La calculul ratei de incidență se iau în considerare toate rezultatele pozitive efectuate într-o anumită localitate, ne luând în considerare faptul că foarte mulți dintre cei cu rezultate pozitive sunt din altă localitate sau alt județ. Lipsa datelor privind rata medie de eroare a testelor. Testarea pentru SARS-CoV-2 este inadecvată în cazul în care gradul probabil de incidență este mai mare decât rata medie de eroare a testării. Doar în acest caz, un rezultat pozitiv este probabil să indice o infecție reală. Însă cine cunoaște rata de eroare a testărilor? Nimeni. Absența morfopatologiei a necropsiilor, așa cum protocolul de tratament al infecției este reglementat printr-un ordin de ministru, așa ar trebui reglementată efectuarea morfopatologiei în cazurile celor decedați de COVID. Însă nu există așa ceva, nu se dorește așa ceva. 6. Considerarea mediei procentajelor pozitive. Adevăratul motiv al creșterii ratei de infectare îl consideră creșterea numărului de teste, deoarece media procentajelor pozitive, neregistrând o tendință evident crescătoare în ultimele 3 luni, la momentul actual, acest procentaj situându-se sub nivelul lunilor noiembrie și decembrie de anul trecut. Lipsa datelor privind prevalența bolii în cadrul populației. Valori concludente s-ar putea determina. Un moment. Doar dacă testarea vizează un eșantion reprezentativ pentru comunitatea unde se fac aceste analize. Nu există așa ceva. Lipsa statisticilor comparative cu alte viroze. În concluzie, guvernul folosește metodologii pseudoștiințifice, pseudomedicale,
pentru justificarea unor măsuri restrictive, ilogice, nedemocratice și dictatoriale de tip extremist, acest guvern în care se evidențiază partidul USR Plus ca partid neomarxist de extremă stângă, ne lipsind din această categorie nici PNL și UDMR. Mulțumesc. Alin Coleșa, deputat AUR de Cluj. În continuare, dau cuvântul domnului Dan Constantin Șlincu din partea grupului parlamentar al PSD. Mulțumesc, doamnă președinte de ședință. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Eșecul Guvernului Dreptei în sprijinirea IMM-urilor și a industriei Horeca în contextul pandemiei. Doamnelor și domnilor deputați, recent majoritatea din Senat care susține guvernul a respins moțiunea simplă depusă de PSD împotriva ministrului economiei Claudiu Năsui. A fost o mare greșeală pentru că menținerea acestei persoane în fruntea Ministerului Economiei înseamnă faliment sigur pentru economia națională. De aceea cred că acest subiect ar trebui să fie dezbătut și la nivelul Camerei Deputaților. Mă adresez deci în primul rând deputaților din arcul guvernamental pentru că ei, prin susținerea pe care o acordă guvernului sau cel puțin ministrului economiei, vor fi direct responsabili de ruinarea firmelor românești. Probabil că știți deja că peste 90% dintre întreprinderile mici și mijlocii din România sunt firme cu capital românesc. Deci dacă un ministru responsabil al economiei și-ar propune să susțină capitalul românesc, prima sa preocupare ar trebui să fie aceea de a susține IMM-urile din România. Vă reamintesc că Partidul Social Democrat a luat multe măsuri care a ajutat acest sector. În guvernarea PSD a fost lansat programul Startup Nation, care a condus la înființarea zeci de mii de companii și locuri de muncă. Tot Partidul Social Democrat a introdus impozitul de doar 1% pe veniturile IMM-urilor, cu o cifră de afaceri de maxim 1 milion de euro. De asemenea, au fost introduse multe programe pentru susținerea exporturilor și pentru accesul la tehnologie al IMM-urilor. Din păcate, toate aceste inițiative au fost oprite după plecarea PSD de la guvernare, iar lipsa oricărui sprijin susținut al IMM-urilor în fața pandemiei a lovit puternic acest sector. Din bugetul propus de guvern, lipsește 1 miliard de lei din suma necesară susținerii programului Startup Nation, ceea ce echivalează cu o condamnare la moarte a acestui program. Au fost blocate toate programurile pentru startup-uri începute în 2019. La finalul anului trecut, guvernul a promis companiilor din Horeca un sprijin care va fi acordat în cursul anului 2021. Când a venit timpul să-și onoreze promisiunea, cei din guvern au extins de la un an la 2 ani perioada în care trebuia să acorde sprijinul promis agenților economici din Horeca. Iar lovitura de grație date acestui sector a fost chiar anularea voucherilor de vacanță, care reprezentau ultimul fir de care sperau să se agațe firmele din acest domeniu pentru a supraviețui. Sectorul Horeca nu a fost sprijinit, iar acum este amenințat de guvern că dacă nu respectă măsurile privind pandemia, îi se va suspenda cu totul activitatea comercială. Eu vreau să-i avertizez pe cei din guvern că dreptul de a desfășura activități economice este garantat de Constituție. Deci, orice restrângere a acestui drept nu se poate face decât temporar și prin lege votată prin Parlament, nu prin ordonanță de urgență. Iar suspendarea activității comerciale nu este inclusă în legea stării de alertă. Deci, dacă vor închide aceste firme, pe temir ce motive, vor comite un abuz constituțional. În încheiere, vreau să fac un apel și să transmit un sfat către parlamentarii din arcul guvernamental. Nu mai tolerați această politică dezastroasă a guvernului pe care îl susțineți. Aveți posibilitatea să cereți în cadrul partidelor dumneavoastră schimbarea miniștrilor neperformanți care pur și simplu ruinează economia națională. Stimați membri ai coaliției de dreapta, treziți-vă până nu e prea târziu. Vă mulțumesc. Dan Constantin Șlincu, deputat Botoșani. În continuare dau cuvântul domnului deputat Mircea Fechet din partea grupului parlamentar al PNL. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Am să am o declarație politică despre programul Rabla. Anul 2020 a fost cu adevărat
anul mașinilor electrice, bugetul alocat pentru Rabla Plus fiind cel mai mare de când a fost demarat acest program. Foarte mulți români s-au arătat interesați de programul pe care l-am derulat la minister și de achiziționarea unor mașini mai puțin poluante și, ca atare, au fost rezervate peste 4.000 de autovehicule electrice. Electrificarea transportului devine o necesitate mai ales în marile orașe, fie că vorbim de transportul în comun sau de mașinile personale. Avem nevoie de reglementări specifice în domeniu și de scheme serioase de ajutor de stat. Bugetul de anul acesta va permite achiziționarea a 6.600 de mașini full electric și de aproximativ 5.000 de mașini hibride plug-in și nu pot decât să salut decizia Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de a dubla bugetul acestui program. Un buget de 400 de milioane de lei pentru Rabla Plus este o veste foarte bună, atât pentru cei care își doresc să achiziționeze noi autovehicule, dar mai ales pentru mediul înconjurător. Realitatea este că 8 din 10 mașini care circulă astăzi pe străzile din România sunt mai vechi de 10 ani, conform cifrelor date de Direcția de Înmatriculări, iar mare parte din poluarea din marile aglomerări urbane este cauzată de trafic. Valoarea primelor de casare acordate în Rabla Plus va rămâne neschimbată, respectiv aproximativ 10.000 de euro pentru autovehiculele full electrice și circa 4.500 de euro pentru cele plug-in hibrid, dar nu mai mult de 50% din valoarea autovehiculului achiziționat. În contextul noilor obligații asumate de România pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în anul 2030, electrificarea transportului este mai mult decât o necesitate. În contextul dat, m-aș bucura ca an de an programul Rabla să devină din ce în ce mai verde, cu un buget considerabil mai mare pentru mașinile electrice, în pofida celor clasice. Vă mulțumesc, Mircea Feche, deputat PNL de Bacău. Vă mulțumesc și eu. Urmează domnul Alin Gabriel Apostol din partea grupului parlamentar al USR Plus. Vă rog, aveți 3 minute. Doamnă președinte, stimați colegi, în declarația mea de astăzi vreau să vă vorbesc despre noua profesie de asistent în educație timpurie. Acum 3 săptămâni v-am anunțat că am inițiat o lege pe care am pus-o în dezbatere publică, prin care se înființează o nouă profesie în România, cea de asistent în educație timpurie. Astăzi vreau să vă argumentez cu cifre de ce aduce un impact pozitiv bugetului și să vă ofer cazuri concrete de aplicare. Avem penurie de creșe la nivel național. Acum Ministerul Dezvoltării schimbă normativele de proiectare și construcție de creșe. În paralel, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anunțat că va derula un amplu program pentru construcția creșelor. Toate acestea durează și chiar dacă o să dublăm numărul de creșe, vom ajunge ca doar 8% din antepreșcolarii să urmeze o instituție de educație timpurie. De aceea este nevoie să completăm aceste inițiative bune cu beneficiile legii asistenților în educație timpurie. Și poate veți zice că legea este bună și necesară, dar nu sunt bani la buget pentru a o implementa. Vă dau un exemplu punctual care să arate că inițiativa are un impact pozitiv la buget. Luăm cazul unei mame care are un copil de 1 an și jumătate. Mama încheie un contract cu un asistent în educație timpurie, își întrerupe concediul de îngrijire copil și se întoarce la muncă. Angajatorul deduce 1.500 de lei din impozitul pe profit, mama primește 1.500 de lei primă de reinserție. Acestea sunt minusurile la buget. Dar asistentul în educație timpurie plătește impozit pe salariu, angajatul se întoarce la muncă și nu mai primește indemnizația de concediu de îngrijire copil și de asemenea contribuie la buget cu impozitele pe salariu. Deci statul câștigă. Nu numai statul câștigă, câștigă și părintele care are o soluție bună pentru educația copilului, câștigă și angajatorul care are o forță de muncă, câștigă și asistentul în educație timpurie. Toată lumea câștigă. Vă dau un alt exemplu practic de cum poate să se aplice această lege în zonele de business din țară, unde foarte mulți tineri lucrează. Angajatorul poate să transforme un spațiu generos al unei clădiri de birouri într-o ludotecă sau centru de zi. Un spațiu potrivit pentru îngrijirea și creșterea copiilor. Apoi semnează
un contract cu o persoană juridică care oferă servicii de educație timpurie și care îi pune la dispoziție unul sau mai mulți asistenți în educație timpurie, bine pregătiți de către Ministerul Educației Naționale. Astfel, angajații vin la serviciu, își lasă copilul la ludotecă, îl mai vizitează în pauza de prânz și îl ia seara când se întoarce acasă. Angajat mulțumit, asistenți mulțumiți, angajatori mulțumiți, toată lumea câștigă. Deci haideți, stimați colegi, să susținem împreună educația timpurie prin înființarea unei noi meserii în România, asistent în educație timpurie. Vă mulțumesc, Alin Apostol, deputatul SR Plus de București. Vă mulțumesc și eu. Continuăm cu grupul parlamentar AUR, domnul Adrian George Axinia. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Sute de mii de firme din România sunt atât de bolnave încât ar trebui internate de urgență la ATI. Doamnelor și domnilor parlamentari, i-ați văzut pe români ieșind în valuri pe străzi pentru a protesta împotriva restricțiilor lipsite de logică și de eficiență impuse de actuala putere? Aceste manifestări sunt cea mai bună dovadă a lipsei de încredere a românilor în coaliția PNL-USR+-UDMR, dar și a îngrijorării pe care românii o au pentru ziua de mâine. Dacă oamenii vor supraviețui bolii, oare vor supraviețui și crizei economice care începe să se manifeste în cele mai dramatice forme? Câte dintre cele 480.000 de IMM-uri din România, care au peste 3,5 milioane de angajați, vor mai rămâne în picioare după un an și jumătate de restricții și fără niciun sprijin din partea statului? Ce vor face cei peste 120.000 de români care și-au pierdut deja anul trecut locurile de muncă în domeniul Horeca? Vorbim de un domeniu închis prin lege pe care guvernul tratează cu dispreț și pe care nu l-a compensat pentru pierderile suferite nici măcar cu un leu. Dragi colegi, nicio putere politică nu și-a bătut joc de afacerile românești în ultimii 30 de ani, așa cum o face actuala coaliție guvernamentală sub umbrela pandemiei. Avem cea mai antinațională guvernare dacă ne raportăm la capitalul românesc, în timp ce toate statele civilizate au acordat sume consistente de bani firmelor pentru a le ajuta să treacă peste criză, conducătorii navei numită România și-au aruncat echipajul peste bord. Zero ajutoare pentru firme, proprii pe conturi, controle, amenzi, închideri forțate ale unor companii. Zero bani în PNRR pentru firmele românești, firme pe care le trimiteți să își găsească sfârșitul îndatorându-se la bănci. Stimați guvernanți, sute de mii de firme din România sunt atât de bolnave încât ar trebui internate de urgență la ATI. Dacă economia nu supraviețuiește acestui tsunami care ne-a destabilizat societatea din temelii, în următorii ani nu veți mai avea încasări la buget, deci nu veți mai putea plăti pensii, salarii, nu veți mai putea susține sistemul de educație, pe cel medical, armata, poliția. Iar românii flămânzi, care își pierd locurile de muncă, vor ieși în număr din ce în ce mai mare pe străzi și vă vor cere demisia. Orice clipă în plus de funcționarea acestui guvern ne duce mai aproape de falimentul economic și social al țării noastre. Tocmai de aceea vă cer să demisionați acum, până nu e prea târziu, pentru România și pentru români. Deputat AUR Adrian George Axinia, circumscripția electorală 31, Prahova. Mulțumesc. În continuare dau cuvântul domnului deputat Constantin Bârcă din partea grupului parlamentar al PSD. Doamnă președintă de ședință, doamnelor și domnilor deputați, guvernul dă o nouă lovitură copiilor, se intenționează tăierea ajutoarelor pentru plata creșei și a grădiniței. Românii nu uită promisiunile sfărăitoare ale actualilor guvernanți din campania electorală, nu vom afecta drepturi câștigate, nu vom reduce salarii sau indemnizații. Nu a trecut mult timp și realitățile demonstrează fără dubii că minciuna are picioare scurte. O propunere supusă dezbaterii publice de Ministerul Finanțelor îi îngrijorează pe părinți, stârnind un val de nemulțumire.
Statul a hotărât să suspende plata celor 1.500 de lei pentru creșă și grădiniță. Părinții care au copii de până la 6 ani ar fi trebuit să primească 1.500 de lei lunar pentru plata creșei sau a grădiniței. Măsura a fost suspendată la 5 luni după adoptare. Guvernul și-a dat seama că nu are bani, lucru care aparent nu a reușit să-l anticipeze înainte de campania electorală, când a lansat aceste promisiuni transpuse în lege. Suma de 1.500 de lei ar fi trebuit acordată lunar pentru plata creșei și a grădiniței. Banii ar fi ajuns la părinți prin intermediul angajatorului, care ulterior își recupera sumele din impozitele plătite. Dar Ministerul de Finanțe constată că pierde prea mulți bani și copiii nu merită această facilitate. La 5 luni după publicarea legii Monitor Oficial, executivul s-a răzgândit după ce Ministerul de Finanțe a constatat că o astfel de facilitate ar costa statul 4,5 miliarde lei. Argumentația decidenților denotă mult cinism. Conform estimărilor ulterioare ale Ministerului Finanțelor, mecanismul actual de scădere a plafonului fiscal de 1.500 lei per lună pentru fiecare copil din impozitul pe profit datorat poate genera la nivelul anual un impact estimat asupra veniturilor bugetare de 4,5 miliarde de lei, ceea ce ar presupune o creștere a deficitului bugetar cu 0,4 puncte procentuale, cu impact atât din perspectiva spațiului fiscal restrâns, determinat de măsurile curente de susținere și stimulare economică pe fondul pandemiei COVID-19, cât și din perspectiva procedurii de deficit excesiv în care se află România, ajustarea fiscal-bugetară fiind o condiție necesară pentru accesarea fondurilor alocate țării noastre din mecanismul pentru redresare și reziliență. Jalnic, 0,4 puncte procentuale reprezintă grija guvernanților pentru copii. Ca o ironie a sorții, apare și mențiunea că măsura se suspendă de la 1 aprilie până la 31 decembrie 2022, deci pentru primele 3 luni ale anului legea dispune și aduce efecte, ulterior nu. Aroganța este completată de informarea că Ministerul Finanțelor lansează un apel la dialog deschis către reprezentanții Senatului României și ai Camerei Deputaților și își exprimă disponibilitatea de a oferi asistență în vederea rectificării prevederilor legii 239/2020, astfel încât aceasta să fie clară, echitabilă și aplicabilă. Vă rog să concluzionați. Nu, domnilor guvernanți, parlamentarii de bună credință nu au nevoie de asistența dumneavoastră specializată pe dezastru economic, avem nevoie de respectarea legislației și a promisiunilor și în mod special a măsurilor sociale. Dacă măsurile guvernului se înscriu pe linia disprețului față de cetățeni, alături de înghețarea salariilor bugetarilor sau eliminarea voucherilor de vacanță, este cazul să reflectați la faptul că acești copii privați de ajutoare sunt cei care vor trebui să achite la timpul lor sumele imense pe care le împrumutați zilnic pe 30 de ani. Vă mulțumesc. Constantin Bărcă. Mulțumesc. Dau cuvântul în continuare doamnei deputat Cristin Telman din partea grupului parlamentar al PNL. Mulțumesc, doamna președinte, domnilor și domnilor deputați. Declarația mea politică se referă la Planul Național de Redresare și Reziliență, pilonul principal pentru dezvoltarea României. Președintele României, Klaus Iohannis, a negociat și a obținut o sumă uriașă pentru România, 30 de miliarde de euro pentru viitorii ani. Tot ce trebuie să facem în acest moment este să pregătim proiecte finanțabile pentru comunitățile noastre. Prin PNRR vom beneficia de fonduri importante, 4,4 miliarde de euro pentru școli moderne și sigure, 3,4 miliarde de euro pentru spitale, servicii medicale și reforma casei de asigurări de sănătate, 9,5 miliarde de euro pentru drumuri, autostrăzi și căi ferate. Comunitățile locale vor beneficia de fonduri pentru dezvoltare și, alături de mediul privat, vor putea depune proiecte pentru Fondul pentru localități, Programul de capitalizare a economiei și încurajare a inovației, Fondul pentru dezvoltare comunitară prin grupuri de acțiune locală, Fondul pentru societatea civilă, granturi pentru tineret și sport. Județul Sibiu,
trebuie să pregătească proiecte pentru rețelele de drumuri, rețeaua de gaze, rețeaua apă-canal, investiții în școli și spitale. 30 de miliarde de euro vor finanța obiective de investiții și reforme care au fost uitate timp de 30 de ani. Prin pilonul de finanțare PNRR vor fi alocate sume pentru a da șansa fiecare comunități la dezvoltare și la un trai mai bun, astfel încât România să ajungă la nivelul de servicii publice al celorlalte state din Uniunea Europeană. În calitate de deputat, voi fi alături de toți primarii și consilierii locali în efortul lor de a atrage fonduri pentru județul Sibiu. Este o șansă uriașă pe care nu o putem rata. Sunt sigură că prin PNRR vom putea redresa economia locală și vom putea crește nivelul de trai al cetățenilor. Am încredere că în fața noastră se află o provocare istorică, ce va însemna un nou capitol important care va schimba fața României. Faptele mari se realizează cu oameni onești și dedicați proiectelor care pun pe primul loc oamenii și România. Cristine Telman, deputat PNL, circumscripția 35 Sibiu. Vă mulțumesc frumos. Dau cuvântul în continuare domnului deputat Radu Panait din partea grupului parlamentar al USR Plus. Vă rog, aveți 3 minute. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor, domnilor deputați. Astăzi am venit în fața voastră să vă amintesc că suntem norocoși. Norocoși că suntem sănătoși, că suntem în deplinătatea aptitudinilor noastre fizice. Pentru asta trebuie să fim recunoscători. Dar am venit să vă mai îndrept atenția către cei mai puțin norocoși, cei care au diferite probleme de sănătate în urma cărora și-au pierdut o mână, un picior sau cei care au avut neșansa să se nască așa. Știu că nu este un subiect dezirabil sau plăcut. Pentru unii dintre voi, ați preferat să vorbiți despre emoțiuni, dacă vorbim despre colegii de la PSD, sau despre patriotism, dacă vorbim despre cei de la UR. Dar aceste teme nu reflectă realitatea despre care vă spuneam. Pe ei îi interesează să se poată deplasa, mici satisfacții în viața de zi cu zi, nu să se târască la un an sau la doi, în fața Comisiei pentru stabilirea gradului de handicap. Prezentare la comisie care le poate produce de multe ori umilință. Pentru că ce sens are să se prezinte la o comisie în mod periodic și să se stabilească dacă le-a crescut mâna sau piciorul? Vă dați seama ce situație absurdă? Știu că legea 448 din 2006, cea care stabilește drepturile persoanelor cu handicap, a fost modificată în 2012. Mai știu că există un ordin comun al Ministrului Muncii și Justiției Sociale și al Ministerului Sănătății din 2019, care reglementează caracterul permanent al certificatului de handicap pentru acești oameni. Cu toate acestea, mi-au fost semnalate cazuri când reglementările legale nu se respectă, când membrii Comisiei de Evaluare s-au purtat fără empatie și fără respect față de acești oameni necăjiți. Gândiți-vă cum ar fi ca în această situație să fie un copil sau un părinte de-al vostru. Cum v-ați simți? Către cine s-ar îndrepta sentimentul de neputință și de revoltă? Haideți să dovedim că ne pasă de acești oameni și să facem tot ceea ce putem să-i ajutăm. Voi modifica legea în așa fel încât aceste situații să nu se mai repete. Vă mulțumesc, Radu Panait, deputat USR, Satu Mare. Vă mulțumesc și eu. Dau cuvântul în continuare domnului Vasile Naughi de la grupul parlamentar AUR. Aveți 3 minute, vă rog. Vă mulțumesc. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, declarația mea politică se numește Gazele de șist și vizează un subiect extrem de important. Dragi colegi deputați, exploatarea gazelor de șist din zona Curtici, județul Arad, pune în pericol întreaga comunitate din zona UAT Sântana. Sunt puțuri de apă de unde se extrage apă potabilă pentru o mare parte din județ. De asemenea, prospecțiunile pot pune în pericol întreaga comunitate din zona Curtici, Macea, Dorobanți, Sântana, Pecica, din cauza trepidațiilor produse care pot afecta serios casele,
localnicilor care nu au fundație, majoritatea fiind case vechi. Această exploatare a gazelor de șist nu este una convențională. Este rezultată din reacții chimice. Nu este o problemă legată doar de localitatea Curtiș, din județul Arad, ci ne putem trezi cu această problemă în mai multe localități. Aradul posedă una dintre cele mai mari rezerve acvifere din țară. Și nu este o apă oarecare, iar aceasta trebuie păstrată, trebuie protejată, deoarece vorbim de afectarea siguranței alimentare a României în viitor. Legislația română trebuie să remedieze situația nefirească în care resursele naturale descoperite în proximitatea unei comunități devin mai degrabă un cost decât un câștig net pentru acea comunitate. Impactul ecologic al fracturării hidraulice a putut fi evaluat doar pentru Statele Unite ale Americii, dată fiind tradiția în domeniu, dar unde nu există date statistice clare, nici măcar în privința sondelor, puțurilor forate, cu atât mai mult referitoare la impactul complex asupra mediului. Asistăm la o confruntare acerbă între ecologiști și lobiștii companiilor producătoare, care face extrem de dificil aflarea adevărului științific. În contextul existenței unui număr redus de analize temeinice elaborate de experți independenți și al inexistenței studiilor de impact asupra mediului al firmelor producătoare, contaminarea apei reprezintă cel mai mare risc ecologic. Atunci când vorbim de exploatarea gazelor de șist, punem în vedere chestiuni legate de legalitate, de constituționalitate și probleme legate de siguranța națională. Nu s-a dat niciodată transparență totală, iar aici nu vorbesc numai de acte normative, ci de ceea ce înseamnă procesul în sine a exploatării gazelor de șist și nu numai. Zona Arad are cel mai bun teren arabil din țară. Agricultura și legumicultura este o chestiune de tradiție și se face în Arad de zeci de ani. Alianța pentru Unirea Românilor susține promovarea unor politici publice riguros fundamentate, sprijinite pe analize și dezbateri prealabile și o transparență totală a actelor normative și al procesului de exploatare a gazelor de șist. Vă rog, vă mulțumesc, Noaj Vasile, deputat AUR de Arad. Vă mulțumesc și eu. Mergem mai departe cu doamna deputat Cristina Elena Dinu din partea grupului parlamentar al PSD. Vă rog, doamna deputată, aveți 3 minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Titlul declarației mele de astăzi este Nu decimați medicii de familie în plină pandemie. În plină pandemie, medicina primară se află în pericol iminent. Consider îndreptățită și pertinentă poziția Colegiului Medicilor din România, care pune în discuție dezinteresul manifestat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate în ceea ce privește negocierea contractului cadru pentru perioada 2021-2022. CNAS dă dovadă de lipsă de asumare în ceea ce înseamnă negocierea cu medicii, pe bună dreptate nemulțumiți din cauza alocării a doar 3 ore de discuții pentru parcurgerea celor 168 de pagini din contractul cadru, mai ales că se discută aspecte privind organizarea activității medicale din asistența medicală primară, ambulatoriul de specialitate, spitale, asistența medicală de urgență, îngrijirile la domiciliu, acordarea îngrijirilor paliative și altele. Sunt în asentimentul specialiștilor Colegiului Medicilor de a reclama atitudinea nepăsătoare a CNAS cu privire la analizarea și finalizarea acestui document, superficialitatea fiind o desconsiderare a profesiei medicale, tocmai în perioada în care avem nevoie de toți specialiștii din sănătate. În acest moment, peste 45.000 de medici din toate specialitățile activează și depind de prevederile acestui contract cadru, care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. În cadrul în care medicii nu vor fi de acord cu propunerea de contract cadru, ne vom putea confrunta cu situația nedorită și inacceptabilă de închidere a 35% dintre cabinetele medicale din țară, ceea ce ar reprezenta un adevărat dezastru în condițiile în care 11.000 de medici de familie se ocupă de sănătatea 18 milioane de români.
Această perspectivă este realmente dramatică pentru medicina românească în contextul recrudescenței îmbolnăvirilor cauzate de virusul SARS-CoV-2. În condițiile accesului limitat la îngrijirile spitalicești și a organizărilor preponderent pentru tratarea persoanelor afectate de pandemie, medicii de familie sunt o categorie profesională esențială în această perioadă, atât pentru diagnosticarea și tratarea bolilor, cât și pentru realizarea examinărilor și investigațiilor medicale preventive. Reprezentanții Ministerului Sănătății și Casei Naționale trebuie să se pună de acord cât mai repede cu Colegiul Medicilor, astfel încât să evităm din timp o tragedie în sistemul de sănătate și așa greu încercat de pandemie. Suntem cu toții conștienți de importanța medicinei primare, tot mai vizibile și substanțiale, deoarece în criza sanitară, economică și socială pe care o traversăm, medicii de familie constituie primul și în foarte multe situații singurul punct de contact al populației cu sistemul sanitar. Vă rog să concluzionați. A decima în mod intenționat asistența medicală de primă necesitate, acest zid în fața spitalelor reprezentat de medicii de familie, ar fi o crimă cu premeditare la adresa tuturor românilor. Cristina Elena Dinu, deputat PSD, circunscripția electorală numărul 19, Giurgiu. Vă mulțumesc. Dau cuvântul în continuare domnului deputat Valentin Ilie Făgărășian din partea grupului parlamentar al PNL. Vă rog, aveți 3 minute. Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor, România a acumulat în ultimii ani o serie de dezechilibre economice periculoase, atât la nivel intern, cât și în plan extern. Una dintre problemele care necesită o rezolvare cât mai rapidă este aceea privind balanța comercială a României. Nu ai cum să nu te îngrijorezi când vezi că importurile au crescut de la un an la altul, iar exporturile nu au ținut pasul cu acesta, motiv pentru care deficitul comercial al țării a urcat la peste 18 miliarde de euro în anul 2020. Cei mai mulți specialiști sunt de părere că acesta este efectul politicilor economice greșite, promovate de guvernele PSD în anul 2019, care au stimulat consumul de importuri și au neglijat consolidarea ofertei interne. Stimați colegi, urmărind cifrele comunicate de Institutul Național de Statistică, nu am putut să nu remarc că România nu are numai o problemă reflectată în deficitul rezultat dintre exporturi și importuri, ci are și o problemă legată de structura acestora. Astfel spus, importurile care intră anual în țara noastră nu sunt așa cum am fi de dorit, importuri de tehnică de calcul, de software, de mașini și sisteme mecanizate, de know-how, ci sunt importuri de produse alimentare, de textile sau de combustibili. Așadar, sunt mai degrabă importuri de consum și mai puțin importuri pentru dezvoltare. De asemenea, și exporturile românești au o problemă asemănătoare în condițiile în care, cu excepția fabricelor de automobile Dacia și Ford, exportăm mai degrabă materii prime și materiale sau produse cu un grad foarte mic de valoare adăugată brută. Stimați colegi, ca român care cunoaște foarte bine realitățile din statele membre ale Uniunii Europene, pot să vă asigur că produsele fabricate în România, care ajung astăzi pe piețele europene, sunt foarte apreciate de europeni. Așadar, problema majoră a economiei naționale este aceea că prea puține produse ajung pe piața unică a Uniunii Europene, acolo unde prețurile mai mari ar genera profitabilitate mai mare pentru operatorii economici din țară și ar crea premisele ca întreprinzătorii noștri naționali să se dezvolte. Știu foarte bine că regulile Uniunii Europene nu ne permit să adoptăm ajutoare pentru exportatori și nici restricții pentru importuri. Cu toate acestea, în scurt timp, România poate deveni membră a spațiului Schengen și mărfurile pot ajunge mai ușor și mai ieftin pe piețele europene. De asemenea, adoptarea monedei unice într-un orizont tot mai cer de 4-5 ani ar proteja exportatorii români de riscurile valutare și i-ar scuti de costurile enorme de tranzacție. Mai mult decât atât, diferitele facilități fiscale sau granturi pe care actualul guvern le acordă IMM-urilor din România trebuie să conducă la o creștere a productivității firmelor românești,
care, într-un viitor foarte apropiat, vor avea capacitatea să exporte cât mai mult. Așadar, însănătoșirea balanței comerciale a României ține în primul rând de susținerea pe care vom acorda operatorilor economici români, care să producă mult și eficient, atât pentru piața românească, cât și pentru alte piețe. Deputat Valentin Făgărășan, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Dau cuvântul în continuare domnului deputat Marius Andrei Miftode, de la grupul parlamentar al USR+. Vă mulțumesc, doamna președinte. Am văzut cu toții cât de sfidător stăteau pe mesele petrecerilor private ilegale, semne cu nu postați pe internet. Și cu ocazia asta a reapărut în atenția noastră problema culturală provocată de atitudinea învârtitorilor sau șmecherilor care se cred mai presus de lege sau care nu dau doi bani pe ea. Din păcate, acesta este un subiect omniprezent în societatea noastră. L-am revăzut recent când colegi din Parlament votau la două mâini sau atunci când studenții șmecheri de la drept copiau la examen. Exemplele sunt multe și la tot pasul. Trăim într-o țară care, timp de sute de ani, a format generație după generație în tainele fentării cezarului, a haiducitului și ciubucitului. Ne încropim de sute de ani, din generație în generație, moduri care de care mai inventive de a ne fura căciula unul altuia. Și am ajuns să fim atât de obișnuiți cu asta încât nu ne mai miră nimic. Nici când vedem oameni fumând fix lângă semne ce interzic fumatul, nici când sute de oameni mărșăluiesc noaptea pe sub geamurile unde bolnavi de COVID stau la terapie intensivă. Mulți muncesc în privat ca să-și permită să se izoleze de stat în bula lor privată. Alții au plecat de tot. Suntem responsabili să facem ca statul să lucreze pentru oameni și nu împotriva lor. Atunci când acest lucru va deveni mai evident, poate că mai mulți oameni educați și muncitori se vor angaja în cadrul instituțiilor statului, poate că oameni plecați afară se vor întoarce acasă și poate că șmecherlâcul și fentarea legii nu vor mai fi sport național. Abia atunci când noi înșine vom face pași pentru ridicarea ștachetei moralității, abia atunci când noi înșine vom demonstra că suntem demni de a reprezenta interesele celor care ne-au votat, abia atunci vom putea da un imbold societății pentru a face pași în direcția corectă, în direcția ieșirii de sub blestemul furatului căciului unul altuia. E timpul, în al 12-lea ceas, să învățăm ce înseamnă solidaritatea, responsabilitatea și onoarea. Vă mulțumesc! Andrei Miftode, deputat USR Plus de Brașov. Vă mulțumesc și eu. Dau cuvântul în continuare domnului Dănuț Aelenei, de la grupul parlamentar AUR. Sunteți domnul Nicolae Roman, corect? Da. Da. În regulă. Aveți 3 minute. Înainte de a începe declarația politică, stimați colegi, dați-mi voie să mă alătur distinsului nostru coleg, domnul deputat Daniel Gheorghe, să mă înclin și eu în fața memoriei celor aproape 4.000 de români care, la 1 aprilie 1941, au fost măcelăriți la Fântâna Albă și să nu uităm că România a trecut, trece și poate va mai trece prin astfel de momente. Doamnă președintă, distinși colegi, declarația mea politică de astăzi vizează tema populația României trebuie protejată. Și mă voi referi în continuare la faptul că Parlamentul trebuie să lucreze pentru viitorul României. În societatea românească se insinuează ideea că statul națiune nu mai are viitor, iar în România se experimentează și se urmăresc reacțiile sociale prin impunerea unor indivizi care nu simt nimic pentru această țară. Aceste ființe nu au nimic în comun cu acest popor pentru că parcă nu au mamă, nu au tată. Stimați colegi, în ceea ce mă privește vreau să vă spun că timp de 40 de ani, în cariera mea militară am comandat peste 150.000 de oameni. Deciziile pe care le-am luat
au vizat soarta a sute de mii de oameni. Am aflat după 31 de ani că sunt criminal și securist. De aceea, vă anunț acum și aici că numitul Bulai Iulian, care se pare că este deputat în Parlamentul României, va fi dat în judecată mâine. Domnilor colegi, sub această cupolă avem imunitate. În afara ei trebuie să ne comportăm și să nu uităm de cei 7 ani de acasă. Sunt contrariat de asemenea că începând cu 1 noiembrie a anului trecut, prin diferite mijloace mass media, mi-a fost atacată familia și propria persoană. De aceea, de la această tribună, solicit ca președintele Consiliului Național al Audiovizualului să-mi răspundă ce măsuri a luat împotriva organelor de presă care continuă să facă astfel de lucruri împotriva cetățenilor României. Și mă refer în mod deosebit la Realitatea Plus, care a găzduit pe data de 15 martie la ora 21 pe acest cetățean, Bulai Iulian, care, în direct, să-și permită să mă denigreze și acest post de radio, nelucrând deontologic, nu m-a sunat să mă întrebe pentru a avea un drept la replică. Distinși colegi și distinse colege, Parlamentul României în acest moment ia decizii doar pentru a realiza obiectivele unei agende ascunse. Vă rog să concluzionați, domnule Instituția deputat. Este astfel lipsită de rolul său fundamental de a reprezenta interesele poporului român. Imediat, domnule. Pe această cale, vă anunțăm că vom lupta cu toate instrumentele legale și care ne sunt accesibile pentru ca globalismul să nu devină un fenomen irreversibil în această țară. Personal, din acest moment, voi da vot favorabil numai pentru ce consider că este în beneficiul poporului meu. În concluzie, vă rog. Parlamentul României trăiește în prezent, dar lucrează pentru trecutul și nu pentru viitorul țării. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, doamnă deputat Roman Nicolae, circumscripția 10 Buzău. Vă mulțumesc. Continuăm cu grupul parlamentar al PSD, domnul deputat Ilie Toma. Vă rog, aveți 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte de ședință, stimați colegi. Titlul declarației mele este: nu veniți cu bani de acasă pentru agricultură, veniți cu oameni competenți să conducă Ministerul Agriculturii. Rolul agriculturii din fiecare țară se știe și se presupune că îl cunosc și cei din coaliția PNL, USR Plus, UDMR, la fel cum cunosc și ponderea suprafețelor agricole din România, din moment ce doresc să elimine condițiile dure de vânzare ale terenilor agricole către străini. Din păcate, pentru facilitarea vânzării țării, bucată cu bucată, se urmărește falimentarea fermierilor. Este singura explicație plauzibilă pe care o putem avea după deciziile luate și comunicate de ministrul Agriculturii Adrian Oroș. În timp ce mâinile murdare țăranului român sunt legate și pământul țării crapă din pricina secetei, guvernul Câțu aruncă totul în faliment și vinde. Guvernul Câțu și ministrul PNL Agriculturii au uitat că înaintașii noștri au pierit în războaie pentru fiecare palmă de pământ a acestei țări și nu sunt capabili să ia exemple de la restul țărilor europene care pun mare accent pe agricultură și apără interesele naționale. Ministrul Oroș și-a exprimat neputința de a veni de acasă cu bani. O afirmație plină de sfidare, știind că afacerile îi prosperă, dar agricultura nu se poate susține cu banii de buzunar și prin afirmații de gen, doar că ne demonstrați că niciodată nu veți putea organiza și să vă comportați ca buni profesioniști, mai ales când scopul principal este să falimentezi și să vinzi. Înființezi, nu desființezi, acord subvenții, nu le tai, susții fermierii, nu le pui condiții, încurajezi consumul produselor românești, nu crești importurile și de 5 ori la produse și dai la export mâna de lucru. Nu suspenzi sau prorogi termene la legi sau diminuezi și cu 50% ajutoarele naționale tranzitorii.
pentru sectorul vegetal și zootehnic. Achiți la tine restanțele pentru acciza la motorină, așa se susține agricultura românească. Pământul românesc va fi irigat cu lacrimile fermierilor că nu au primit despăgubirile pentru culturile din primăvara anului trecut, afectate de secete, pentru că actualul ministru a uitat complet de sistemul de irigații. Pământul românesc va sângera când terenurile agricole se vor vinde străinilor din nou. Satul românesc va rămâne pustiu pentru că actualul guvern trimite românii să lucreze pământul străinilor. Mâinile muncite ale țeanului român sunt legate și hrana sănătoasă o mănâncă străinii. Pentru abandonarea agricultorilor din dorința de a falimenta agricultura, nu poate exista vreo scuză. Nici criza nu e o scuză, nici pandemia. Spuneați că PSD vinde Ardealul, e o minciună ordinară. Din păcate, ministrul Adrian Oros și 61 de deputați și senatori din coaliție vor să vândă România și nu este o minciună, este un fapt real. În loc să apărați interesele economice a României, vreți să o vindeți bucată cu bucată. Întâmplător sau nu, de fiecare dată când ați fost la cârma țării, ați distrus fondul funciar și au dispărut păduri și terenuri. Renunțați să serviți interesele altora, acordați bani pentru fermierii români și susțineți agricultura în România. Vă rog să concluzionați, domnul deputat. Glasul pământului cel mai puternic și ar trebui să-și găsească ecou în demersuri inițiate cu scopul de a salva agricultura și fermierii din România. Ilie Toma, deputat PSD de Hunedoara. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Continuăm cu domnul deputat Dumitru Flucuș din partea grupului parlamentar al PNL. Vă rog, aveți cuvântul pentru 3 minute. Doamnă președinte, stimați colegi, înainte să primesc votul de încredere a românilor și să fiu ales deputat, urmăream cu atenție și eram interesat în legătură cu funcționarea Parlamentului. Eram interesat despre atmosfera de aici, despre cum se desfășoară activitatea în legislativ. Astăzi este pentru prima oară când am onoarea să iau cuvântul oficial de la această înaltă tribună, după momentul depunerii jurământului. În cadrul comisiilor de lucru și în alte împrejurări, am avut oportunitatea să intervin pe diferite subiecte. Până acum am participat discret, am stat și am observat cum funcționează ședințele Camerei Deputaților, care sunt reacțiile colegilor deputați. M-am gândit ce ar fi potrivit să spun la prima mea luare de cuvânt. Am decis că e bine să încep cu o declarație politică în care să fac apel la unitate, respect și colaborare între toate grupurile politice. De la începutul mandatului și până acum am avut ocazia să văd câteva scene pe care nu le credeam posibile în Parlamentul României. Au fost momente în care colegi parlamentari sau miniștri s-au jignit reciproc și au adresat cuvinte de batjocură și insulte. Au fost schimburi de replici acide între vorbitorul de la tribună și colegii din sală. Am văzut în plenul Camerei Deputaților comportamentul de pe stadioane, cu huiduiele, aplauze, scandări, pancarte, păpuși, caricaturi. Eu, ca parlamentar nou ales, nu cunosc cum s-au atribuit acele porecle colegilor noștri. Nici nu mă interesează. Simt doar că este o ruptură mare între diferite persoane și între grupurile parlamentare. De multe ori se simte încrâncenare și chiar ură. Cei care sunteți mai vechi pe aici, probabil v-ați obișnuit așa și a început să vi se pară normal ca unii să răspundeți cu aceeași monedă cu care cândva ați fost taxați. V-ați obișnuit într-atât încât nu vă dați seama că, procedând așa, sistemul este ineficient. De aceea, eu vă rog să lăsăm în trecut acest mod de lucru, să ne regrupăm și să începem o colaborare bazată pe argumente și pe respect reciproc. Este clar că în toate partidele sunt oameni deosebit de buni, de mijloc și mai dezinteresați. În fiecare partid se regăsesc oameni impecabili și alții care au anumite probleme. Trebuie să renunțăm să ne mai acuzăm unii pe ceilalți. Eu fac astăzi un apel la unitate, unitate în primul rând în Parlament și apoi unitate în țară. Pentru a putea fi de folos românilor și pentru a putea construi ceva durabil, trebuie să lucrăm cu toții, să lucrăm împreună, indiferent de gruparea politică din care facem parte. Chiar și așa ne va fi greu să ne impunem ca o națiune serioasă și demnă în Europa și să obținem avantaje și condiții mai bune pentru conaționalii noștri. Dacă vom continua să ne certăm între noi, să nu susținem proiectele de lege eficiente doar pentru că au fost depuse de adversari politici sau să propunem proiecte iluzorii doar pentru a-i pune în dificultate pe ceilalți, dacă vom continua să facem teatru și circ în instituția Parlamentului, sigur nu vom reuși să contăm în ochii partenerilor noștri europeni și nici nu vom reuși să ne dezvoltăm patria. Trebuie să identificăm lucrurile care ne unesc și să le îndepărtăm pe cele care ne dezbină. Am încredere că dacă ne propunem să facem asta, vom reuși. Vă mulțumesc. Dumitru Flucuș, parlamentar PNL de Brașov, mai precis de Țara Făgărașului. Vă mulțumesc și eu. Încheiem aici prima parte a ședinței noastre de astăzi, 31 martie, dedicată declarațiilor politice și intervențiilor.
ceilalți deputați care s-au înscris astăzi la declarații politice urmează să le depună în scris la Secretariatul Camerei. Vă mulțumesc frumos!
Să rămână bună ziua, doamnelor și domnilor deputați. Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaților și vă informez că din totalul celor 330 de deputați până în acest moment și-au înregistrat prezența 174. Ordinea de zi a fost distribuită. Vă reamintesc programul de lucru pentru astăzi, între orele 10 și 12 dezbateri pentru proiectele înscrise pe ordinea de zi, între orele 12 și 12.30 pauză, ora 12.30 vot final, la încheierea ședinței de vot final, ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților, ședința Comitetului Liderilor Grupurilor Parlamentare ulterior. Vom începe activitatea de astăzi cu proiectul de declarație a Camerei Deputaților privind unele manifestări cu caracter antisemit din România și tentativele de reabilitare ale criminalelor de război. Doamnelor și domnilor deputați, cu privire la desfășurarea lucrărilor asupra acestui punct al ordinii de zi, Biroul Permanent al Camerei Deputaților și Comitetul Liderilor Grupurilor Parlamentare vă propun următoarele. Intervenția domnului deputat Silviu Wexler în calitatea sa de înalt reprezentant al Parlamentului României pentru combaterea antisemitismului, protejarea memoriei victimelor Holocaustului și dezvoltarea vieții evreiești, apoi prezentarea proiectului de declarație, dezbateri din partea grupurilor parlamentare și a deputaților neafiliați în limita a 5 minute pentru fiecare grup parlamentar și 1 minut pentru deputații neafiliați. Grupurile parlamentare vor desemna un singur vorbitor, iar deputații neafiliați un reprezentant comun. Dacă sunt obiecții cu privire la procedura propusă și la timpul alocat. Dacă nu sunt observații, vă rog să vă pregătiți de vot, pentru că voi supune votului propunerile prezentate. Vă rog să introduceți cartelele în consolele pe care le aveți la dispoziție, cei de acasă dacă s-au logat pe tablete sau cei care sunt în teritoriu pentru a vota online. Da? Atunci să înceapă votul. Rezultatul votului, prezenți 173 pentru 164, contra 2, nu votez 7. Cu majoritate de voturi, propunerile au fost aprobate. Dau cuvântul domnului deputat Silviu Wexler, înaltul reprezentant al Parlamentului României pentru combaterea antisemitismului, protejarea memoriei victimelor Holocaustului și dezvoltării vieții evreiești. Domnule deputat, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, ați auzit cu siguranță de acum despre atacul virulent, antisemit, îndreptat împotriva doamnei Maia Morgenstern, a familiei domniei sale și a actorilor Teatrului Evreiesc de Stat, care a șocat opinia publică. Este unul din motivele pentru care avem această dezbatere și discuție astăzi și aș vrea să vă redau un paragraf din acel mesaj pe care domnia sa l-a primit. O să-ți spun că această jidancă are zilele ei numărate. Vă pot promite că intenționez să-i dau focului teatrului vostru idiot idiș, violând-o pe fiica lui Morgenstern, omorând fiecare actor din această gaură murdară de șobolani, omorându-vă pe fiecare dintre voi. Nenorocit-o de jidancă, pleacă naibii din țara mea și nu mă voi opri până nu va fi jupuită de vie, până termin de măcelărit, până când familia ei aruncată într-o nenorocită de tabără de muncă. Intenționez să o arunc într-o cameră de gazare,
într-un cuptor murdar unde o voi arde pe ea și pe copiii ei murdari după ce îi termin de violat. E moartă, jidanca asta e moartă, îți spun eu. Persoana suspectată că a trimis acest mesaj a fost identificată și reținută într-un interval foarte scurt de timp. Un pas înainte am spus și am fost și eu bucuros. Aceeași persoană a fost eliberată în mai puțin de 24 de ore, sub control judiciar, în libertate, pentru că nu prezintă aparent un pericol public. Doamnelor și domnilor, la 5 minute distanță de Parlamentul României există o clădire intitulată Sediul Mișcării Legionare. Este foarte ușor de găsit, are inclusiv o firmă pe care scrie acest lucru, alături de simbolul clasic al legionarilor. Proprietarul clădirii, liderul auto-intitulat al așa zisei mișcări de astăzi, fiind întrebat în 2015 în Comisia Juridică a Camerei Deputaților dacă se consideră urmașul lui Corneliu Zela Codreanu, al lui Horia Sima, și dacă își asumă toate crimele comise de legionari, a răspuns simplu la microfonul comisiei. Da. Aceiași legionari care în timpul pogromului din ianuarie 1941 au executat printre alții și veterani evrei din primul război mondial pe străzile din București. Tot atunci, alți evrei au fost tranșați și atârnați ca vitele în abator de membrii aceiași mișcări legionare. De ani de zile, Federația Comunităților Evreiești din România și Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România au solicitat autorităților să ia măsurile necesare în acest caz. După mai bine de 5 ani, a fost primit și un răspuns. Clasarea. Câteva elemente din această decizie de clasare pe care am primit-o acum fix o lună. Semnificația dată de suspect și membrii Asociației Mișcarea Legionară, salutului cu mâna dreaptă întinsă spre cer, nu are nimic comun cu naționalismul și fascismul. Ironie a exprimării. Salutul efectuat de suspectat în fața instituțiilor publice, portul unei cămăși de culoare verde cu centură neagră și comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu nu sunt acțiuni de natură să promoveze ura, rasismul, antisemitismul sau xenofobie. Și încheierea, apogeul, renunțarea la urmărirea penală în cauză privind tăblița cu simbolul legionar de pe imobilul situat în strada Iacob Negruții și folosirea simbolurilor legionare pentru că nu este interes public în urmărirea faptelor, aparent. Aș vrea să vă întreb, cum credeți că se simt puținii supraviețuitori ai Holocaustului când trec pe lângă această clădire? Când văd că nimic nu se întâmplă, când văd că legislația în vigoare este pur și simplu ignorat. În 2017, 10 monumente funerare din cimitirul evresc aflat în șoseaua Giurgiului din București au fost vandalizate. Suspecții au fost identificați rapid, copii minori, ca de fiecare dată când un cimitir evresc a fost vandalizat. Motivul standard. După câțiva ani de amânări, dosarul a fost clasat la finalul anului trecut, ca de fiecare dată. Nu există vinovați. În 2018, Casa Memorială Eli Wiesel din Sighetul Marmației a fost vandalizată. Din nou, suspectul a fost identificat rapid. De data aceasta, o persoană cu probleme de natură psihică. Un alt motiv standard, după amânări succesive, la finalul anului trecut, dosarul a fost clasat. Niciun vinovat. Recent, foarte recent, de la această tribună, de la exact același microfon, a fost omagiat un criminal de război. Același lucru s-a întâmplat și în plenul Senatului României. Un membru al guvernării Antonescu, responsabil, printre altele, și de jefuirea evreilor care urmau să fie deportați. Trebuiau să plătească întâi, înainte de a fi omorâți de guvernarea Antonescu. Un bulevard din București, din apropierea noastră, îi poartă și astăzi numele.
două proiecte legislative care ar redeschide posibilitatea ca alături de alți beneficiari legitimi, ca și foștii legionari sau membrii organizațiilor naziste să beneficieze de indemnizații din partea statului român, au fost inițiate și sunt în procedură parlamentară. În urmă cu două săptămâni, un senator mi-a spus de la tribuna Senatului că aici e România, nu fâșia Gaza. A urmat o liniște asurzitoare pe care o resimt și astăzi. Uneori am senzația că am revenit în anii 30, că am eșuat în misiunea pe care o avem. Cu toate acestea, îmi dau seama că suntem la o răscruce de drumuri, că avem de făcut o alegere. Tăcerea și pasivitatea sunt doar o altă formă a colaborării. Toate aceste situații despre care am vorbit nu se referă doar la evrei, doar la comunitățile evreiești. Ele sunt o amenințare împotriva fiecărui cetățean, împotriva democrației în sine. De data aceasta, ținta vizibilă a fost doamna Maia Morgenstern. Dar dacă fiecare din noi nu va lua poziție, dacă autoritățile publice nu vor pune în aplicație legislația în vigoare, dacă societatea în sine nu va lua poziție împotriva acestor atitudini, întrebarea corectă este care va fi următoarea țintă, nu când. Nu putem lăsa ca astfel de derapaje să devină reprezentative pentru România. Ca reprezentant suprem al poporului român, Parlamentul României și fiecare deputat sau senator în sine este responsabil de protejarea memoriei victimilor și a lecțiilor care trebuie învățate din istorie. O ironie a sorții face ca în același timp cu această ședință în plena Camerii Deputaților să fie așteptată pronunțarea Curții Militare de Apel București în dosarul care privește reabilitarea celui care a fost Nicolae Macici, un alt criminal de război și persoana care a coordonat execuția a aproximativ 40.000 de evrei pe străzile din Odessa în perioada Holocaustului. Dosarul în cauză se prelungește de peste 2 ani de zile. În încheiere, o să-mi permit să exprim câteva gânduri în calitate de președinte al Federației Comunităților Evreiești din România, în numele evreilor din România. Nu vom ceda, nu vom fi intimidați, nu vom fi amenințați de nimeni și nu ne vom trăi viața ca cetățenii ai României în teamă. Vom continua să trăim în România cu aceeași demnitate care ne-a caracterizat întotdeauna, cu aceeași loialitate față de România, cu același respect pe care l-am arătat întotdeauna tuturor celor din jurul nostru. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru prezentarea proiectului de declarație. Îl invit la tribună pe domnul deputat Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților. Domnule președinte, vă rog. Declarație privind unele manifestări cu caracter antisemit din România și tentative de reabilitare ale criminalilor de război. Deputații din Parlamentul României urmăresc cu atenție și îngrijorare creșterea numărului manifestărilor cu caracter antisemit în România, tentativele de reabilitare ale criminalilor de război și atacul virulent antisemit îndreptat împotriva Teatrului Evreiesc de Stat, a directorului și a întregului personal din această instituție de cultură. Deși ar trebui să fie doar o amintire a tragediilor care au însoțit cele mai întunecate momente ale istoriei umanității, suntem conștienți că ideile, concepțiile și doctrinele antisemite își păstrează în continuare efectele nocive, descoperă noi adepți, dispus să le promoveze și sunt prezente în anumite segmente ale societății. Reprezentându-i pe toți cetățenii României, noi, membrii Camerei Deputaților, ne exprimăm convingerea că antisemitismul este o amenințare la adresa democrației, iar asumarea în întregime a trecutului reprezintă un element fundamental al responsabilității noastre, atât în prezent cât și pentru viitor. În acest context, subliniem
că lupta împotriva antisemitismului este o datorie a întregii societăți, fiind necesar să acționăm în permanență pentru crearea celor mai eficiente mecanisme care să asigure protecția și dezvoltarea vieții evreiești ca parte integrantă a României. Având în vedere manifestările recente și pericolul pe care acestea îl prezintă pentru publicul larg, necesitatea consolidării politicilor de eliminare a oricăror forme de antisemitism, cât și imperativul exprimării unui puternic angajament politic de a acționa hotărât împotriva tuturor mijloacelor de promovare ale acestei percepții, bazată pe ură împotriva evreilor, Camera Deputaților condamnă cu fermitate atacul virulent antisemit îndreptat împotriva Teatrului Evreiesc de Stat și orice formă de antisemitism. Protestează față de tentative de reabilitare a mișcării legionare, ale lui Antonescu și ale altor criminali de război. Reafirmă hotărârea membrilor săi pentru susținerea în continuare în plan legislativ și instituțional a acțiunilor de combatere a oricăror forme de manifestări de antisemitism. Solicită puterii executive și puterii judecătorești să ia toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a legii numărul 157 pe 2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 31 pe 2002, privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război. Solicită autorităților locale să inițieze cu celeritate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, demersurile necesare pentru înlocuirea denumirii străzilor care conțin numele unor persoane vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, susține importanța deosebită pe care o are punerea în valoare a patrimoniului evreiesc din România, atât material cât și cultural, ca forme de recunoaștere pentru contribuția evreilor la dezvoltarea României. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnule președinte. Începem dezbaterele. Dezbaterile are cuvântul reprezentantul grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, domnul deputat Marcel Ciolacu. Domnule președinte de ședință, stimați colegi, din nefericire am văzut zilele trecute cum ura, intoleranța și desconsiderarea demnității umane reprezintă un pericol încă prezent în societatea noastră. Este o realitate faptul că astăzi în România se vorbește mult mai mult și mai deschis despre antisemitism. Am făcut eforturi remarcabile împreună. Avem legislație, avem instituții și am făcut pași importanți la nivel educațional pentru a combate acest flagel. Cu toate acestea, vedem că pericolul exacerbării atitudinilor antisemite și extremiste nu a fost niciodată învins definitiv. În fața sa, tăcerea, complacerea și amorțeala morală nu ne mai fac bine. Marea noastră actriță, Maya Morgenstern, a avut curajul să denunțe furia destructivă și comportamentul antisemit. Și mă bucur că Parlamentul a decis să îi se alăture în această declarație pe care o adoptăm astăzi de combatere a urii, xenofobiei și antisemitismului. Este un demers legitim dacă vrem să dăm dovadă de responsabilitate. Sunt profund și versibil atașat valorilor democratice, iar acest lucru ne obligă să luăm o poziție fermă atunci când există tendința apariției unor astfel de manifestări.
Îmi doresc ca declarația noastră de astăzi să evidențieze angajamentul întregii clase politice de combatere a antisemitismului, a tuturor formelor de intoleranță și discriminare, precum și a discursului bazat pe ură. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Are cuvântul reprezentantul grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, domnul deputat Alexandru Muraru. Doamnelor și domnilor, suntem astăzi aici pentru a da un semnal puternic, ferm, imediat, în susținerea valorilor în care credem, pe care România s-a clădit în ultimele decenii. Libertățile civile, politice, religioase, diversitatea, toleranța, dreptul la demnitate, non-discriminarea, toate aceste lucruri sunt obținute cu sacrificii imense. Suntem datori să le apărăm cu orice preț atunci când democrația vede la orizont un mare pericol. Ceea ce se întâmplă sub ochii noștri, atacul la fundamentele democrației, era de neimaginat în urmă cu câteva luni. Nimeni nu și-ar fi închipuit că după 30 de ani de la evenimentele din 1989, după mai puțin de două decenii de apartenență la cele mai mari structuri politico-militare din istorie, vom fi nevoiți să dezavuăm, să oprim ceea ce se petrece de câteva luni, și anume amplificarea și escaladarea tendințelor xenofobe, antisemite, extremiste, rasiste. Aceste acte pun la îndoială, de fapt, fundamentele drepturilor omului, precum nediscriminarea și dreptul la demnitate. Tăcerea, acceptarea sau ignorarea lor sunt atitudini incompatibile cu angajamentele și principiile pe care România democratică și instituțiile sale s-a construit și există. Ideologii otrăvitoare, demoni din trecut, și-au făcut loc în orașele și în satele României, pe rețelele de socializare, în spațiul public și politic, cu o forță fără precedent. Doamnelor și domnilor, partidul meu, Partidul Național Liberal, a luptat mereu pentru o Românie liberă, o Românie europeană, o țară a tuturor minorităților, etniilor și religiilor. Dar PNL a fost însuși victimă de-a lungul istoriei a fascismului și a comunismului. Vă aduc aminte că un fost prim-ministru liberal a fost asasinat de bandele legionare într-o țară devastată de ură, de crimă și de teroare. Elita PNL a fost apoi decimată în închisori, torturată, aruncată în gropi comune. Nu ne vom întoarce la acele vremuri. PNL are misiunea, puterea și determinarea în a contracara ascensiunea extremismului în România. Stimați colegi, ca membri ai Forului Suprem al Democrației, suntem obligați să dăm dovadă de acte de responsabilitate și de conștiință în a condamna cu fermitate ceea ce se petrece sub ochii noștri. Mesajele, atitudinile, exprimările, discursurile, acțiunile cu tentă extremistă, ultranaționalistă, xenofobă, antisemită, homofobă, minciunile și conspirațiile îngrozitoare, instigările la ură, la violență politică și simbolică, împotriva adversarilor politici și a străinilor, și-au făcut loc cu repeziciune în viața publică și în Parlament în ultimele luni. Acestea nu sunt vorbe goale, iar ultimele zile au adus un val de incidente de neimaginat. Nu ne putem ascunde și trebuie să acționăm acum, când nu va fi prea târziu. Nu există vaccin pentru extremism, nu există vaccin pentru xenofobie, nu există vaccin pentru antisemitism. Însă cea mai bună armă a noastră rămâne adevărul. A spune adevărul nu este sfârșitul obligației noastre, ci doar începutul. Doamnelor și domnilor, nicio justificare, nicio acceptare, nicio disponibilitate nu poate lăsa loc pentru spațiul de manevră și pentru legitimarea de formațiuni politice care au deturnat voturile și mandatele pe care le-au primit. Nu, românii nu au votat pentru ca formațiuni politice să se transforme și lideri politici să se transforme în susținători ai discursului instigator la ură, a acțiunilor și mesajelor xenofobe
sau antisemite. Românii nu au votat pentru elogierea legionarilor și a înalților funcționari ai regimului Antonescu, care au participat la exterminarea comunității evreiești din România. Cetățenii români nu au votat pentru a întoarce țara cu zeci de ani în urmă. Doamnelor și domnilor, în final, vreau să vă spun că România va comemora în acest an 80 de ani de la pogromul de la Iași și de la primele deportări către Transnistria. Atunci, în timpul Holocaustului, o țară a ajuns să fie guvernată de un regim criminal și a fost întâi un stat care a căzut pradă minciunii și propagandei, iar trecutul a fost denaturat și rescris. Dragi colegi, cel mai onest mod de a respecta memoria victimelor Holocaustului și a regimurilor totalitare este de a face un efort permanent pentru a opri răul și ura să revină vreodată aici. Cel mai bun tribut pe care putem să-l aducem memoriei victimelor barbariei totalitare și eroilor care s-au sacrificat pentru libertate și democrație este să luptăm pentru o România a diversității, a demnității, a libertății pentru toți. Să luptăm împotriva urei și a intoleranței. Ceea ce am făcut noi astăzi, aici, în Parlamentul României, depunând mărturie, luptând împotriva tăcerii, este începutul unui drum lung și dificil. Curaj, rezistență, demnitate. Nu va fi ușor, vom învinge răul. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul reprezentantul grupului parlamentar al USR Plus, domnul deputat Dan Barna. Doamnelor și domnilor, în timp ce îl ascultam pe domnul deputat Wexler, mă întrebam de ce, după atâția ani de exercițiu democratic, după o istorie atât de plină de tragedii, e totuși nevoie ca în Parlamentul României astăzi să reafirmăm lucruri care ar trebui să fie de domeniul evidenței. Mă întrebam, și nu sunt singur în această țară, de ce e nevoie să spunem iar că antisemitismul n-are ce căuta în România? De ce xenofobia e încă un subiect actual? De ce intoleranța continuă să fie temă foarte actuală de discuție? Oare n-am reușit să învățăm nimic din trecutul nostru? N-am învățat că disprețul naște dispreț și ura târie după ea enorm de multă ură? N-au fost de ajuns anii 30, atunci când, tot pe fondul unei crize majore în societate, câțiva înfierbântați au încercat sub chimera absurdă a soarelui sfânt de pe cer să pună cruce democrației și astfel am intrat într-o serie de evenimente menționate și de domnul Wexler, care ne fac și astăzi să ne cutremurăm cu groază? Am câteva răspunsuri și au foarte mare legătură cu ceea ce facem astăzi și cu capacitatea de a ieși din logica discursului doar principial. Și am ajuns aici pentru că am considerat și continuăm, din păcate, să considerăm antisemitismul, xenofobia, rasismul în general ca o chestiune secundară, ca o chestiune marginală care nu-i așa, nu ne privește pe noi. Și dacă nu ne privește pe noi, să se ocupe alții să le rezolve. Pentru că dacă facem parte din majoritate, ne considerăm noi așa protejați și nu e problema noastră. Și aceasta, de fapt, este marea greșeală în care ne aflăm în prezent. Pentru că atunci când suntem indiferenți, tolerăm intoleranța. Pentru că așa se nasc monștri, așa s-au născut și în anii 30-40 și așa se întâmplă, vedem, ungurii și astăzi. Din indiferență, din irresponsabilitate și din nepăsare. Și ne uităm adesea în altă parte și ridicăm din numeri, pentru că aceasta este realitatea când o actriță iubită și respectată e amenințată grotesc pentru că în mintea unui nefericit diferența înseamnă amenințare. Ne uităm în altă parte când, folosind dublu limbaj, câte un personaj public salută complice criminal de război. Și tot în altă parte ne uităm când la Timișoara, da, la Timișoara, se încearcă intimidarea unui ales local prin comparații lipsite de respect pentru victimele nazismului.
Să vă mai amintesc că Raed Arafat e amenințat cu moartea în fiecare zi? Să mai spun că antimaghiarismul iese la lumină în formele sale cele mai josnice în demonstrațiile anti-restricții? Acestea sunt faptele. Aceasta este realitatea acestor ani, nu anilor 40. Alt fapt este că nu departe de acum câteva zile, în această instituție, în Parlamentul României, un deputat folosea perfect conștient și ridicol de mândru cuvinte extrase direct din dicționarul de buzunar al extremistului practicant. Da, la domnul Tănase mă refer, ca să nu fie niciun fel de dubiu. Și pentru că am ajuns aici, vreau să vă întreb, domnilor colegi de la AUR, dormiți bine noaptea când le-a zis medicilor că sunt asasini? Sunteți mulțumiți că oamenii care vă salvează prietenii și rudele și copiii trebuie să facă față și potopului de înjurii și blesteme pe care le-ați încurajat și lansat împotriva lor? Vă simțiți împliniți? Aveți sentimentul că după aceste 4 luni de mandat ați făcut ceva care contează în această țară? Asta vreți să faceți și în următorii 4 ani? Liste cu dușmani imaginari? Ce ținte mai aveți? Vom avea liste negre ca în anii 40? Dacă asta vreți să faceți, poate a venit vremea să vă spunem că deși ați fost aleși democratic, n-ați înțeles nimic din democrație, nimic din libertate și nimic din privilegiu de a reprezenta cetățenii României în Parlament. Poate a venit vremea să vă spună cineva că extremismul nu va fi tolerat. Intoleranța, doamnelor și domnilor de la AUR, cea pe care o promovați dumneavoastră, nu va fi tolerată. Și ceea ce s-a întâmplat în istoria noastră nu se va mai repeta în această țară. Vreau să vă fie foarte clar acest lucru. Și pot accepta că sunt oameni care își pierd cumpătul într-un context. Și într-adevăr, în aceste momente, sunt mulți români care suferă și care sunt în situații dificile. Dar, domnilor și doamnelor colegi de la AUR, și vă întreb cumva uman, când v-ați pierdut și sufletul? Ce demon vă stăpânește dacă ați ajuns să credeți și să vedeți criminali în salvatori, dictatură în mască și conspirație în vaccin? Cum ați ajuns aici? Și cum vă putem salva? Pentru că dacă aveți nevoie de ajutor, suntem dispuși să vi-l oferim. Sunteți la o răscruce. Nu o luați. Nu o luați pe un drum de care în câțiva ani copiilor și nepoților dumneavoastră să le fie teribil de rușine. Pentru că, dragi colegi, vă rog să încercați să încheiați. Am depășit prima timpul. Condiție a civilizației este să vezi un om în cel de lângă tine. Se numește toleranță. Și prima condiție pentru a primi respect este să oferi respect, domnilor colegi. Vă mulțumesc! Din partea grupului parlamentar al AUR are cuvântul domnul deputat Simion George. Domnule Barna, mi se pare că greșiți profund, greșiți față de români, greșiți față de confrații noștri evrei, greșiți față de memoria Holocaustului, pentru că politizați această temă. Comiteți o mare greșeală. Cu toții trebuie să ne luptăm împotriva antisemitismului. Cum ar fi să-mi fi început eu discursul de acum, spunându-vă că colegii mei se luptă cu ministrul de interne să pedepsească niște jandarmi care au fost violenți, după cum au existat instigatori dezechilibrați care au fost violenți și că din spațiu public trebuie să eliminăm toate aceste derapaje pe care și dumneavoastră le-ați susținut. Dar nu e cazul acum, pentru că nu despre asta discutăm. Vorbim de respectul față de religie în cadrul valorilor civilizației noastre și considerăm comunitatea evrească din România parte integrantă a societății românești. Cu aceste gânduri și sentimente îi felicităm și am felicitat pe concetățenii noștri și pe toți evreii din lume cu ocazia sărbătorilor religioase
PESA și le dorim bunăstare, prosperitate, pace și bucurie în familiile lor. Alianța pentru Unirea Românilor a fost prima voce din spațiu public care a luat act cu stupefacție de atacul degradant, antisemit, suburban la adresa doamnei Maia Morgenstern, care este un artist emerit, îndrăgit de românii de pretutindeni, promotor al culturii evreiești în România, o cultură care face parte din fibra culturală a poporului român. Suntem consternați în fața acestei intoxicări și totodată suntem consternați de faptul că tema antisemitismului este folosită politic, fără raționament, inclusiv de un înalt demnitar și un înalt reprezentant din statul român, inclusiv de președintele Iohannis, și este inclusă în protestele din ultimele zile. Noi am cerut organelor abilitate să se sesizeze pentru că a fost pomenit numele nostru acolo. Organele de anchetă s-au mișcat într-un ritm fără precedent și au identificat autorul mai puțin de 24 de ore. Un individ scelerat, iar acest incident marginal și nefericit a fost generat de cineva care se dădea membru nostru. Niciun jurnalist nu ne-a cerut o reacție să relateze despre subiect, ci mai grav, s-au promovat speculații bazate pe false certitudini într-un demers oficial. Acum se cunoaște identitatea autorului. Se poate vedea clar că nu există nicio legătură și se poate merge pe firul logic să vedem ce l-a deranjat pe acest om. Acest incident este marginal, nu este reprezentativ pentru România și dacă unii și alții vor să transforme aur în țintă și să spună că suntem extremiști, eu le spun că ei sunt extremiștii, lăsați acest lucru pentru organele de anchetă și lăsați tot ce ține de atitudini antisemite să fie discutat într-un cadru civilizat departe de viața noastră politică. Vă mulțumesc, domnilor! Din partea grupului parlamentar al UDMR, are cuvântul domnul deputat Cioma Botond. Stimați colegi, în naivitatea mea am crezut că această declarație va fi un moment solemn în Parlamentul României. Și nu vom procede la atacuri politice sau nu vom aduce subiecte din politica cotidiană alături de acest subiect grav, alături de acest atac antisemit virulent care s-a manifestat față de Teatrul Evreiesc, față de Maia Morgenstern și a familiei sale. Vă spun sincer, stimați colegi, că am fost oripilat când am citit în presă acel atac virulent și acele amenințări care s-au proferat la adresa doamnei Maia Morgenstern și a familiei sale. UDMR-ul condamnă ferm antisemitismul, xenofobia și orice formă de rasism. Cred că o clasă politică responsabilă, ca și o clasă politică responsabilă, trebuie să luptăm împotriva antisemitismului, a rasismului și a xenofobiei. Cred că prin educație, prin aprofundarea cunoașterii, trebuie să contracarăm acele prejudecăți, stereotipii și teorii ale conspirației care duc la ură, care duc la propagarea urii în societatea românească. În același timp, trebuie să vă spun, nu cred că antisemitismul sau xenofobia reprezintă un fenomen general în România. Cred că România nu este o țară antisemită și pot să vă aduc exemple în acest sens. Există o listă lungă cu cetățeni români la muzeul din Ierusalim, la Yad Vashem, cetățeni români care au primit înalta distincție cu titlul de drept între popoare, pentru că au salvat evrei în situații dificile.
Aș putea să vă dau câteva exemple. Exemplul doamnei Agarici Viorica, președinta Crucii Roșii Românești din orașul Roman, care după pogromul de la Iași s-a ocupat de foarte mulți supraviețuitori ai pogromului de la Iași. Sau pot să vă aduc ca exemplu și pe clujanul Lajos Peter, care l-a salvat pe Noemon Ianoș, acordându-i o identitate falsă sub numele de Covaci Ianoș. Sau aș putea să vă dau un alt exemplu, diplomatul român din Elveția, Manoliu Florian, care a salvat evrei maghiari de la moarte. Doamnelor și domnilor, trebuie să fim fermi, avem legislație, dar cred că autoritățile noastre sunt puțin timorate să aplice prevederile legislației împotriva antisemitismului. Este inacceptabil ca să avem într-o zonă a societății un cult pentru legionari și pentru garda de fier. Trebuie să fim fermi în acest sens și să spunem clar că este inacceptabil. Numai prin educație cred că putem lupta și printr-o atitudine fermă a autorităților. În același timp, permiteți-mi să mai expun un gând, nu doresc să relativizez în niciun fel Holocaustul sau suferința poporului evreu, dar aș supune atenției dumneavoastră și faptul că în România de astăzi, și nu numai în România de astăzi, în România post-decembristă, în multe cazuri și comunitatea maghiară este ținta unui atac virulent, unui atac care promovează ura. Și din păcate, această ură este speculată și politic la un nivel destul de înalt în anumite cazuri. Să sperăm că aceste lucruri nu se vor repeta și țin să vă anunț, domnule Wexler, că UDMR-ul și toți membrii grupului UDMR ne solidarizăm cu actorii de la Teatrul Evreiesc și cu doamna Maia Morgăștean și sperăm că autorul acestui atac violent va fi pedepsit. Mulțumesc! Din partea grupului parlamentar al minorităților naționale, domnul deputat Bambucțean Varujan. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Imaginați-vă că sunteți la sfârșitul anilor 30. Că sunteți muncitor sau brutar sau medic sau farmacist, că trăiți într-o comunitate în armonie cu vecinii voștri, cu prieteni, singura diferență fiind că aparțineți unui alt popor decât cel majoritar și unei alte religii decât cea majoritară. Lucrul ăsta nu a fost până atunci un impediment. Ba chiar de multe ori de sărbători a fost un motiv de bucurie comună cu prietenii și cu vecinii pe care îi aveați. Numai că, încetul cu încetul, au început să apară tot felul de reacții adverse poporului din care faceți parte, religiei căreia îi aparțineți. Prima dată le-ați luat ușor. La fel au făcut-o și prietenii voștri, la fel au făcut-o și vecinii voștri, după care lucrurile astea s-au intensificat și mai a început să se schimbe. Genul ăsta de schimbări nu apar brusc. Ele apar încet, pe nesimțite. Astăzi e devastat un cimitir, mâine este amenințat un teatru și poimâine ce o să mai întâmple. Și lucrul ăsta, imaginați-vă-l, nu neapărat aparținând comunității evreiești, pentru că li s-au întâmplat și creștinilor, și musulmanilor, și oamenilor de alte confesiuni, și oamenilor din alte popoare, numai că evreilor li s-a întâmplat într-un mod îngrozitor și sistematic. Imaginați-vă că după tot ce s-a întâmplat,
întâmplat tot ce a urmat, a arătat prin luarea acestor oameni care puteau să fie oricare dintre dumneavoastră, ucerea lor la abator, atârnarea lor și uciderea lor în cârlige de vite. În Germania este mărturia unei fetițe care povestește despre o colegă a ei, Helga, care a fost ucisă de colegele ei la îndemnul învățătoarei lor, și lucrul ăsta li s-a părut firesc celor care au făcut așa ceva. Imaginați-vă că sunteți urcați într-un tren. Da, deja nu se mai aude foarte bine, dacă vreți să conchideți, domnule deputat. Da, vreau să spun următorul lucru. Conchideți. Aparent, da, asta fac. Aparent, democrația nu are anticorpi pentru așa ceva. Multă lume spune că nu are anticorpi. Eu spun că are. Și anticorpii sunt unitatea și fermitatea în reacțiile pe care trebuie să le avem împreună. Pentru că în chestiuni de genul acesta, apărând o comunitate cum este cea evreiască, apărăm în mod fundamental democrația în România. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Intervențiile din partea grupurilor parlamentare s-au încheiat. Dacă mai sunt obiecții sau observații, nu. Doamnelor și domnilor deputați, dezbaterile fiind încheiate, exprimarea votului asupra declarației va avea loc la ședința de vot final de astăzi la ora 12:30. Intrăm în ordinea de zi și înainte de a începe dezbaterea inițiativelor legislative, întreb liderii de grup dacă au intervenții, propuneri, observații la ordinea de zi. Vă rog, domnul deputat Cioma Botond, liderul grupului UDMR. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Punctul înscris la punctul 22 pe legi 541/2019. Avem o înțelegere cu liderii să retrimitem acest proiect de lege pentru 2 săptămâni la comisie. Deci un pic, punctul 22 pe legi 541? Da. Deci retrimitere la comisie 2 săptămâni? Retrimiterea la comisie 2 săptămâni, da. Liderii grupurilor parlamentare de acord? De acord, deci retrimis la comisie 2 săptămâni. Mai departe. Și am încă o solicitare, domnule președinte de ședință. La punctul 28, PLX 470/2019, să aducem în față acest PLX la poziția numărul 5. La poziția 5 prim, așa cum lucrăm. Da. Da? Da. Există acordul liderilor pentru această propunere? Da. Vă mulțumesc. Proiectul de lege PLX 470 de pe poziția 28 vine pe poziția 5 prim. Alte intervenții, vă rog. Vă rog. Domnule președinte de ședință, cu acordul liderilor, vă rog să mutăm de pe poziția 26 pe poziția 5 secund PLX 299/2020. Mulțumesc. Deci, vorbim de PLX 548, nu. Poziția 26. Nu, scuze, dar înseamnă că m-am uitat pe altă ordine. Vorbim de PLX 299/2020 și era pe 26 pe lista de la începutul zilei. Da, înseamnă că dacă vorbiți de PLX 299, vorbim de poziția 29. Da, mulțumesc. Și de pe poziția 29, pe poziția... Pe 5 secunde, ca să nu mai încurcăm numerotarea. Mulțumesc. Există acordul liderilor grupurilor parlamentare? Da, atunci de pe poziția 29, PLX 299 vine pe 5 secunde.
Altă intervenție. Domnul deputat Gabriel Andronache, liderul grupului PNL, vă rog. Domnule președinte, vă solicităm, și solicitarea este în numele mai multor lideri de grup, o pauză de consultări de 5 minute. Mulțumesc. De acord, suspend ședința, pauză de consultări de 5 minute, vă rog. Redeschid ședința, rog liderii de grup care au comunicări să le facă. Domnul deputat Gabriel Andronache, liderul grupului PNL. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc colegilor pentru răbdare.
Am avut o consultare asupra ordinii de zi și am ajuns la concluzia că ea rămâne în forma pe care o avem acum. Putem continua ședința. Mulțumesc. Mai are, bineînțeles, de propus o modificare liderul grupului PSD, după care putem începe ședința. Da, rog pe domnul deputat Alfred Simonis, liderul grupului PSD. Da, vă propun retrimiterea pentru 2 săptămâni a punctelor 18 și 23 de pe ordinea de zi. Deci, anume 18 și PLX 534 pe 2019, 534 pe 2019, da. Iar 23 este PLX 56 pe 2018, 2 săptămâni la retrimitere prin consens. PLX cât ați spus? Ce punct? Al doilea. 23, PLX 56 pe 2018. Ok. Retrimitere 2 săptămâni la comisie, da? Avem acordul liderilor, da? De acord, retrimise 2 săptămâni la comisie, PLX 534 și PLX 56 de pe pozițiile 18 și 23. Dacă mai avem alte intervenții. Dacă nu, începem dezbaterea inițiativelor legislative. Proiect de hotărâre privind completarea regulamentului Camerei Deputaților PHCD 50/2019. Proiectul de hotărâre a fost distribuit din partea comisiei sesizate în fond, dar are cuvântul domnul deputat Gheorghe Simon, președintele Comisiei pentru Regulament, pentru prezentarea raportului suplimentar. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Raport suplimentar asupra proiectului de hotărâre privind completarea regulamentului Camerei Deputaților. În 30 martie 2021, membrii Comisiei pentru Regulament s-au întrunit în ședința mixtă, fizic și online, pentru a discuta proiectul de hotărâre 50/2019 privind completarea regulamentului Camerei Deputaților, cu care Comisia a fost sesizată în 29 martie pentru întocmirea raportului. Considerându-se în ședința plenară a Camerei Deputaților din 11-12-2019 a fost dezbătut raportul de aprobare a proiectului de hotărâre privind completarea regulamentului, considerându-se că textele propuse în proiectul de hotărâre sunt lipsite de claritate, formulările nefiind suficient de precise, s-a decis retrimiterea raportului pentru o nouă dezbatere la Comisia de Regulament. Proiectul de hotărâre propus face referire la decizia Curții Constituționale numărul 1 din 2012, prin care sunt stabilite 2 criterii cumulative pentru cazurile în care, prin procedura legislativă, se încalcă principiul bicameralismului. Adică existența unor despăgubiri majore de conținut juridic între formele adoptate de cele 2 camere ale Parlamentului și existența unei configurații deosebit semnificative între formele adoptate de cele 2 camere ale Parlamentului. Norma constituțională a articolului 75 alineatul 3, atunci când folosește sintagma decide definitiv cu privire la camera decizională, nu exclude, ci dimpotrivă presupune ca inițiativa legislativă adoptată de prima cameră sesizată să fie dezbătut în camera decizională, unde se pot aduce modificări și completări, dar fără a modifica substanțial obiectul de reglementare a inițiativei legislative. Constituția nu permite adoptarea unei legi de către o singură cameră, fără ca inițiativa să fie dezbătută și de cealaltă cameră. Legea trebuie să fie aportul specific al fiecărei cameri, opera întregului Parlament. În urma analizării, raportul Comisiei a fost adoptat cu 5 voturi pentru și o abținere. La ședința Comisiei din 30-a 3-a au participat fizic și online toți membrii Comisiei. În urma dezbaterilor, Comisia pentru Regulament propune Camerei adoptarea raportului suplimentar asupra proiectului de hotărâre privind completarea regulamentului
Camerei Deputaților în forma inițiatorului. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și eu. Întreb dacă sunt obiecții sau comentarii de ordin general. Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de hotărâre. Dacă sunt obiecții la titlu, nu sunt. Adoptat. La preambul, nu sunt. Adoptat. La articolul unic, nu sunt. Adoptat. Dezbaterile sunt finalizate. Proiectul de hotărâre rămâne la votul final. Proiect de hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu, strategia de securitate cibernetică a Uniunii Europene pentru deceniul digital, PHCD 34/2021. Din partea Comisiei pentru Afaceri Europene are cuvântul domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene, vă rog. Dacă vreți, domnule președinte, da. Sintetizat raportul. Raport privind comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu, strategia de securitate cibernetică a Uniunii Europene pentru deceniul digital, join 2020/18. Având în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru Administrația Publică și Amenajarea Teritoriului, fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaților și analiza realizată de Comisia pentru Afaceri Europene, Comisia pentru Afaceri Europene în principal a susținut abordarea propusă pentru conștientizarea situației privind amenințările cibernetice, a atras atenția asupra sporirii vulnerabilității la atacurile cibernetice ca urmare a extinderii educației online în timpul pandemiei, a recomandat efectuarea periodică a unor analize strategice de risc pentru a identifica din timp amenințările cibernetice emergente. Opinia a fost supusă dezbaterii în ședința Comisiei pentru Afaceri Europene din data de 23 martie 2021 și a fost adoptată în unanimitate. Supunem aprobării plenului Camerei Deputaților opinia în forma adoptată de Comisia pentru Afaceri Europene. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Dacă sunt obiecții sau comentarii de ordin general, domnul deputat Tuță George Cristian, grupul PNL, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Securitatea cibernetică este esențială în dezvoltarea unei societăți bazate pe reziliență, digitalizare și securitate. Pornind de la amenințările cibernetice tot mai prezente, România are cel puțin două aturi. Al doilea dintre ele este Centrul de Competențe European, ce va fi prezent la București. Însă primul este priceperea resursei umane și a mediului de afaceri pe care îl avem în România în acest domeniu. Ținând cont de acești doi factori, am subliniat și în cadrul Comisiei și am să vă rog și pe dumneavoastră să dăm o importanță realizării unor standarde și norme, mai ales pentru toate proiectele implementate în cadrul mecanismului de redresare și reziliență a componentei digitale. Așadar, dacă vom aplica principiul Secure by Design, șansele noastre de a nu repara mai târziu greșelile pe care le putem face astăzi sunt din ce în ce mai mici. Vă mulțumesc mult de tot, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu. Are cuvântul doamna deputat Cătăuța Ana Maria, grupul PSD. Mulțumesc, domnule președinte. În completarea celor spuse de colegul meu, aș vrea să spun că politica Uniunii Europene în domeniul securității cibernetice este esențială și pentru ca oamenii să aibă încredere în inovare și conectivitate. Dar este importantă și pentru protejarea drepturilor și libertăților fundamentale, inclusiv dreptul la sănătate. De aceea, sunt necesare recomandări pentru entitățile din domeniul sănătății cu privire la programele și aplicațiile pe care acestea le folosesc și ca ele să fie folosite în deplină siguranță.
Totodată, cetățenii și întreprinderile din Uniune, care utilizează aplicații inovatoare, facilitate de tehnologiile avansate, trebuie să beneficieze și de cele mai înalte standarde de securitate. De aceea susținem adoptarea opiniei cu privire la comunicarea JOIN. Mulțumesc mult! În forma prezentată de comisie. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Nemai fiind alte comentarii de ordin general, trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de hotărâre. Dacă sunt obiecții la titlu, nu sunt adoptat la preambul, nu sunt adoptat la articolul 1, obiecții, nu adoptat. Dezbaterile finalizate, proiectul de hotărâre rămâne la votul final. Punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de lege pentru respingerea ordonanței de urgență a Guvernului 111/2020 privind modificarea și completarea legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea articolului 218 din ordonanța de urgență a Guvernului 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea legii 207/2015 privind codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea articolului 19 aliniatul 5 din legea 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare. PLX 466/2020. Potrivit prevederilor articolului 115 din regulament, proiectul de lege se dezbate în procedură de urgență. Are cuvântul reprezentantul inițiatorului Guvernul României. Să vă și... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor deputate și domnilor deputați. Sunt vicepreședintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Constantin Ilia Produ. Prezentul proiect de act normativ care vi-l supunem dezbaterii reprezintă armonizare cu Directiva 5-a pe spălarea banilor și finanțarea terorismului. Necesitatea adoptării acestei reglementări este determinată și de faptul că la nivelul Comisiei Europene a existat o îngrijorare cu privire la posibilitatea neaprobării Ordonanței de Urgență 111/2020 ca urmare a întocmirii unui raport de respingere la Senat. Pe fond, prevederile noului act normativ reglementează activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și combaterii finanțării terorismului cu privire la următoarele aspecte: platformele de schimb pentru monede virtuale și furnizorii de portofele digitale, inclusiv autorizarea desfășurării activității furnizorilor acestui tip de servicii, sporirea transparenței cu privire la proprietarii efectivi ai societăților care operează în Uniunea Europeană prin publicarea de registre centrale ale persoanelor juridice, extinderea autorității și atribuțiilor unităților de informații financiare din cadrul statelor membre, obligația autorităților de a comunica Comisiei Europene progresul și măsurile luate la nivel național. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de lege în forma adoptată de către Guvernul României cu amendamentele adoptate de către Comisiile de Buget, Finanțe și Comisia de Juridică a Camerei Deputaților. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu. Are cuvântul reprezentantul comisiilor raportoare, Comisia pentru Buget și Comisia Juridică, cu rugămintea ca, potrivit prevederii articolului 120 din regulament, să propună și timpul afectat dezbaterea acestui proiect de lege care este în procedură de urgență și are atât amendamente admise cât și respinse. Vă rog! PLX 466/2020. Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci și Comisia Juridică de Disciplină și Imunități au fost sesizate spre dezbatere în fond în procedură de urgență cu proiectul de lege pentru respingerea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 111/2020 privind modificarea și completarea legii numărul 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru completarea articolului 218 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea legii numărul 207/2015 privind codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea articolului 12 alineatul 5
din legea numărul 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare. Camera Deputaților este cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege. La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile referitoare la proiectul de ordonanță de urgență ale Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ și totodată avizul favorabil asupra formei guvernului a ordonanței de urgență emis de către Comisia pentru Muncă și Protecție Socială. În același timp s-a ținut cont și de avizele favorabile ale Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale și Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională asupra respingerii ordonanței de urgență. Nu în ultimul rând s-a avut în vedere punctul de vedere al Guvernului care susține adoptarea ordonanței de urgență în forma inițială. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare transpunerea directivei UE 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018, de modificarea directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificarea directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE. Astfel se adoptă unele măsuri legislative pentru combaterea riscurilor legate de anonimatul tranzacțiilor cu monede virtuale. Este vizată includerea în categoria entităților raportoare a furnizorilor implicați în servicii de schimb între monedele virtuale și monedele fiduciare. Prin instituirea unor obligații pentru aceștia va fi posibilă identificarea activităților suspecte în cazul acestui tip de tranzacții. Totodată se asigură înființarea registrului central electronic care permite identificarea în timp util a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN. În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de lege cu amendamentele admise prezentate în anexa numărul 1. Amendamentele respinse se regăsesc în anexa numărul 2. În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulțumesc! V-am rugat și timpul. Ați uitat. Da, domnule președinte, propun timp de dezbatere de 5 minute. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Supun votului propunerea pentru alocarea timpului la dezbateri. Vot, vă rog. Rezultatul votului, prezenți 161 pentru 159, contra 1, nu votez 1, a fost stabilit timpul alocat dezbaterilor. Pe procedură, domnul deputat Gabriel Andronache, liderul grupului PNL, vă rog. Domnule președinte de ședință, avem rugămintea de a supune votului prelungirea programului de lucru până discutăm proiectele pentru care s-a solicitat de către colegii lideri de grup aducerea lor în față pe ordinea de zi, însemnând probabil punctul 6 sau 7 din ordinea de zi. Mulțumesc. Au fost solicitate aducerea pe pozițiile 5 prim și 5 secund a proiectelor. Adică punctul 5 cu PLX 461, punctul 5 prim PLX 470 și 5 secund PLX 299. Acestea au fost propunerile, da? Domnul deputat Andronache, corect? De acord. Supun votului prelungirea timpului de lucru până la dezbaterea proiectului 5, de pe ordinea de zi 5 secund. Cine este pentru? Dalef.
Da? Pentru 167, contra 1, abținere 1, a fost adoptată prelungirea programului de lucru până la dezbaterea și a proiectelor propuse a fi aduse mai în față. Dacă acestea se vor dezbate în interiorul timpului de lucru stabilit deja, adică ora 12, vom continua până la epuizarea programului stabilit inițial. Continuăm. La dezbateri generale, la PLX 466/2020, domnul deputat pe 5 Ina Gheorghe, grupul PNL. Bună ziua! Pentru adoptarea acestui PLX sunt mai multe argumente, dar unul primează. Trebuie să avem o legislație ancorată în realitate. Ori prin această directivă, implementarea acestei directive europene, suntem și noi, intrăm, de fapt, în problematica existentă în acest moment și mă refer aici, în primul rând, la monedele virtuale. Se știe că constituie un risc major în comiterea de infracțiuni sau ajută la comiterea de infracțiuni în domeniul spălării banilor și terorismului. Prin măsurile adoptate și implementate, se dorește simplificarea modului de operare a statului român și nu numai. Printre aceste măsuri de combatere a riscului legat de anonimatul tranzacțiilor cu monede virtuale, s-a solicitat și se adoptă prin implementarea acestei directive introducerea la unitate raportoare, unitățile prevăzute de articolul 5 din legea 129, a unităților implicate în serviciile de schimb între monede virtuale și monedele fiduciare. Deci, din punctul meu de vedere, asta este un argument de ancorare în realitate. Și nu trebuie să uităm, nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere măsurile pecuniare la care suntem supuși dacă nu adoptăm în timp util directivele Uniunii Europene. Să nu uităm că această directivă este directiva numărul 5 în ceea ce privește spălarea banilor, iar la directiva numărul 4, statul român a fost sancționat deja cu 3 milioane de euro pentru neimplementarea în timp real. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, nemai fiind intervenții din partea grupurilor parlamentare. Trecem la dezbaterea pe articole. Vă informez că avem 277 de poziții admise și 16 amendamente respinse. Dacă la titlul legii sunt obiecții? Nu. De la 2 la 50, dacă sunt obiecții? Nu. De la 51 la 100, dacă sunt obiecții? Nu. De la 101 la 150, obiecții? Nu. De la 151 la 200? Nu. De la 201 la 250? Nu. De la 251 la 277? Nu. 16 amendamente respinse, dacă se susțin? Nu. Proiectul de lege rămâne la votul final. Punctul 5. Proiect de lege privind completarea articolului 49 din legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pe PLX 461/2020. Suntem în procedură de urgență. Are cuvântul reprezentantul inițiatorului, Guvernul României, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Acest proiect de lege vizează transpunerea unei părți a unei directive europene. În esență și foarte pe scurt, se modifică
legislația în sensul instituirii unor circunstanțe agravante a comiterii infracțiunii de spălare de bani de către entitate reportoare și statul român își asumă jurisdicția pentru urmărirea infracțiunilor de spălare de bani săvârșite de cetățenii români sau de o persoană juridică română în afara teritoriului țării prin excepție la dispozițiile codului penal. Acestea sunt în esență modificările. Guvernul României și Ministerul Justiției susține adoptarea acestui proiect de lege transpunerea directivei. Mircea Ursuța, secretar de stat în Ministerul Justiției. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și eu. Dau cuvântul reprezentantului comisiilor raportoare, Comisia Pietru Bugeș și Comisia Juridică, pentru prezentarea raportului comun. Vă rog sintetic să prezentați raportul. PLX 461/2020, Comisia Juridică de Disciplină și Imunități și Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci au fost sesizate pentru dezbaterea în fond în procedură de urgență cu proiectul de lege privind completarea articolului 49 din legea numărul 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Senatul a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaților este cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare asigurarea transpunerii corecte și complete a dispozițiilor directivei UE 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități și cei ai Comisiei de Buget, Finanțe și Bănci au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare raportul comun de adoptare a proiectului de lege cu un amendament admis de tehnică legislativă prevăzut în anexa numărul 1. Amendamentele respinse se regăsesc în anexa numărul 2. În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu la dezbateri generale, domnul deputat Pecingină Gheorghe, vă rog. Dragi colegi, la acest proiect vă rog să dați un vot pozitiv. Prin acest proiect se dorește clarificarea și simplificarea prevederilor legii 129, mai exact la articolul 49, dacă la aliniatul 2 se vorbea despre pedepsirea tentativei, la aliniatul 2, indice 1, se vorbește despre circunstanțele agravante, circunstanțe care nu erau prevăzute până acum. Și aceasta reprezintă, de fapt, o implementare a articolului 6 din Directiva Europeană, iar la aliniatul 6, se introduce un nou aliniat 6 din la acest articol 49, reprezintă implementarea articolului 10, aliniatul 1, litera B din directivă, se stabilește faptul că poate fi pedepsită și se include în sfera acestor infracțiuni o infracțiune comisă de un cetățean român pe teritoriul altor state, chiar dacă această legislație a statelor respective nu prevede ca și infracțiune fapta comisă de acest cetățean. Vă rog încă o dată un vot de admitere. Vă mulțumesc, nemai fiind intervenții din partea grupurilor parlamentare, invit birourile comisiilor sesizate în fond să facă propunerea pentru timpul afectat dezbaterea acestui proiect de lege. Propun 3 minute, domnule președinte. Da, supun votului propunerea pentru timpul alocat dezbaterea acestui proiect. Vot, vă rog. Rezultatul votului, prezent 170/169, 1 împotrivă, a fost adoptat timpul alocat dezbaterii prezentului proiect de lege. Intrăm în dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt obiecții, nu sunt, adoptat. La articolul unic, dacă sunt obiecții, nu sunt, adoptat. La poziția 3, dacă sunt obiecții, nu sunt, adoptat. La poziția 4, dacă sunt obiecții, nu adoptat. Sunt 2 amendamente respinse. Dacă se susțin, nu. Proiectul de lege rămâne la votul final.
Poziția 5 prim, proiect de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 63/2019 pentru completarea articolului 69 aliniatul 2 din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, PLX 470/2019, proiectul de lege se dezbate în procedură de urgență. Are cuvântul reprezentantul inițiatorului, Guvernul României. Vă rog. Domnule președinte, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 63/2019 are ca obiect instituirea regulamentării potrivit căreia atribuția ministrului de ordonator principal de credite prevăzută de ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ să fie exercitată de către secretarul general al ministerului, un alt funcționar public, care are rolul de a asigura continuitatea activității la nivelul unui minister. Prin această nouă atribuție se asigură continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului, precum și cu celelalte autorități și organe ale administrației publice. Pe perioada vacanței funcției de ministru sau în situația imposibilității executării de către acesta funcției. Propune să susțineți adoptarea acestui proiect de lege în forma propusă prin raportul comisiilor citate în fond. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul comisiilor raportoare, Comisia pentru Buget, Comisia pentru Administrație, Comisia pentru Muncă și Comisia Juridică, prezentarea raportului comun. Doamna deputat Oana Țoiu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă înaintăm raportul comun asupra proiectului de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 63/2019 pentru completarea articolului 61 aliniatul 2 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ. Raport comun al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială, Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului, Comisiei Juridică de Disciplină și Imunități și Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci. La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, avizul negativ al Comisiei pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați și decizia Curții Constituționale numărul 737 din 2020. La dezbatere au participat, în conformitate cu prevederile articolului 55 și 56 din regulamentul Camerei Deputaților, din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, 4 reprezentanți. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 14 octombrie 2019. Camera Deputaților este cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, cele 4 comisii propun plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte din prezentul raport. Propun timp de dezbatere 10 minute. Vă mulțumesc. Supun votului dumneavoastră această propunere. Vot, vă rog. Rezultatul votului 173 prezenți, 172 pentru, o abținere, a fost adoptat. Timpul afectat dezbaterea acestui proiect de 10 minute. Dacă la dezbateri generale sunt intervenții, domnul deputat Solomon Adrian, grupul PSD. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, avem în față un proiect de lege care este absolut grăitor. De ce am modificat regulamentul mai înainte? Camera Deputaților a fost sesizată prin proiectul adoptat de Senat, care avea un singur articol, adoptarea ordonanței 63 în forma prezentată. La noi, după îndelungi dezbateri în cele 4 comisii, am ajuns la concluzia că trebuie să facem o nouă ședință
comună în care să adoptăm foarte multe amendamente față de forma Senatului. Aceste amendamente, evident, sunt necesare. Partidul Social Democrat le va susține. Atât acel amendament cu privire la trecerea unităților de tabere școlare de la Ministerul Tineretului și Sportului către OAT-uri, cât și nevoia de a se constitui în formă legală comisiile de disciplină la autoritățile locale și celelalte instituții publice din România, e clar că e o urgență și trebuie să adoptăm aceste modificări. Pentru că altfel, dacă guvernul nu a acționat pe cale de ordonanță de urgență, noi n-am fi putut să prelungim procesul legislativ cu o inițiativă depusă la Senat și apoi la Cameră să prelungească inutil așteptările celor din teritoriu. Și vom vota, evident, această formă a proiectului de lege de adoptare a Ordonanței 63 din 2019. Este totuși timpul să fim sinceri unii cu alții. Am făcut în legislatura trecută, pe chestiuni legate de pensii, pe chestiuni legate de salarizare, pe același principiu a urgenței și a nevoii de a rezolva ceea ce legile la momentul adoptărilor nu au putut face, din grabă, din neștiință, din necunoașterea problemelor din teritoriu. Și dumneavoastră, cei de la PNL, de la USR, ați contestat zeci de astfel de proiecte de lege. Aveți zeci de decizii favorabile pe contestațiile dumneavoastră la Curtea Constituțională, lăsând oameni și categorii socioprofesionale în așteptare încă 1, 2, 3 ani de zile până când li se rezolvă doleanțele. Și nu vorbesc aici doar de grefieri, de mineri, de locuitori din zonele cu poluare remanentă, vorbesc și de cultele religioase, vorbesc de instituții ale Bisericii Ortodoxe Române care nici astăzi nu și-au văzut rezolvate problemele legate de personalul pe care l-au încadrat de la eparhii. Prin urmare, vom vota, vom cere să se respecte regulamentul votat astăzi și să se trimită din nou la Senat pentru o nouă dezbatere și vot în Camera Superioară și ar fi fost bine ca acest proiect de modificare a regulamentului Camerei să fie adoptat încă de acum 2 ani de zile când a fost propus de fostul președinte, domnul Marcel Ciolacu, dacă nu s-ar fi opus ceilalți membri ai Comisiei de Regulament. Să sperăm ca în cel mai scurt timp taberele să poată ajunge acolo unde există interesul să fie reabilitate și repuse în funcțiune. Sunt prea multe tabere care stau în paragină din cauza faptului că a fost un dezinteres de mai multe legislaturi din partea guvernanților, oricare ar fi fost ei. Autoritățile locale cer aceste tabere și copiii noștri au nevoie de aceste spații de recreere. Să dea Domnul ca săptămâna viitoare în Senat să treacă și să se ajungă la promulgare mai repede. Mulțumim. Domnul deputat Sabo Odon, grupul parlamentar al UDMR. Stimate domnule președinte, stimați colegi, mulțumesc colegilor din cele patru comisii pentru efortul de săptămâna trecută de a realiza o ședință comună prin care să se adopte modificările propuse acestei inițiative legislative. Doresc să spun domnului coleg antevorbitor că într-adevăr acest proiect de hotărâre a Camerei Deputaților 50/2019, care a fost discutat și la votul final probabil cu mare probabilitate adoptat, trebuie să fie folosit în cazul acestei inițiative legislative. Două elemente pe care vreau să vi le spun în schimb. Că am avut pe cutumă această procedură pentru alte două PLX-uri încă în 2019,
unul la care chiar eu am fost inițiator, 618 în 2019. Practic, prin această modificare a regulamentului, punem în acord o cutumă cu ceea ce trebuie să fie și scriptic realizat în regulamentul nostru. Această modificare trebuie aprobată ulterior și în Senat, de modificare a regulamentului Senatului, și vă mulțumesc pentru susținere și cred că este o inițiativă care va aduce într-adevăr beneficii. Cel mai important lucru nu se referă doar la tabără, pentru că orice imobil pe care îl are în proprietate statul român în bunul, ca și bun public la nivelul ministerelor, la o transferare la administrațiile publice locale, în momentul de față ar fi trebuit să fie înscris în cartea funciară, ceea ce nu există. Și în foarte multe situații există un blocaj pe această chestiune, începând de la MAPN și toate celelalte instituții care au transferat anumite bunuri către administrațiile publice locale, au fost blocate de această prevedere a codului administrativ pe care îl deblocăm. Vă mulțumesc pentru sprijin și vă mulțumesc și pentru votul final dat azi pe acest proiect. Vă mulțumesc. Nemai fiind intervenții din partea grupurilor parlamentare, trecem la dezbaterea pe articole. Vă informez că sunt 3 amendamente admise plus anexa. Dacă la titlul legii sunt obiecții, nu adoptat, de la 2 la 5, nu adoptat, de la 6 la 10, nu adoptat, de la 11 la 13, nu adoptat, asupra anexei, nu, proiectul de lege rămâne la votul final. Punctul 5 secund, proiect de lege pentru modificarea articolului 21, aliniat 1 din Legea Educației Fizice și Sportului, numărul 69/2000, PLX 299/2020. Din partea Comisiei Sesizate în Fond, are cuvântul domnul deputat Rareș Tudor Pop, președintele Comisiei pentru Tineret și Sport, pentru prezentarea raportului. Mulțumesc! Raport asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 21 alin 1 din Legea Educației Fizice și Sportului, numărul 69/2000, prin adresa biroului permanent numărul 155 din 8/2/2021, Comisia pentru Tineret și Sport a fost sesizată în vederea examinării și întocmirii unui raport cu proiectul de lege pentru modificarea articolului 21 aliniat 1 din Legea Educației Fizice și Sportului, numărul 69/2000, PLX 299/2000. Menționăm că inițial acest proiect de lege a fost repartizat Comisiei Speciale a Camerei Deputaților pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative în materia sportului organizat în România, comisie care și-a încetat activitatea. Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 12 mai 2020. Potrivit articolului 75 din Constituția României Republicată și articolul 91 din Regulamentul Camerei Deputaților Republicat, Camera Deputaților este cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect reglementarea modificarea aliniat 1 al articolului 21 din legea numărul 69/2000 în sensul asimilării cluburilor sportive universitare și a universităților cu structurile sportive. Totodată se mai propune abrogarea literei F referitoare la Automobil Clubul Român. În urma dezbaterilor, Comisia pentru Tineret și Sport a hotărât cu majoritatea de voturi, 10 voturi pentru și o abținere, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 21 alin 1 din Legea Educației Fizice și Sportului, numărul 69/2000, cu amendamentele admise prezentate în mască, în anexă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Dacă la dezbateri generale dorește cineva să ia cuvântul, domnul deputat Colcea Caroli. Grupul UDMR, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, grupul UDMR va vota acest proiect de lege, dând astfel posibilitatea Federației Române de Automobilism Sportiv să-și delege sportivii în competițiile internaționale, sportivi care și-au demonstrat competențele în competițiile interne în prealabil. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnul deputat Câtea Vasile, grupul PSD.
Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea legislativă vizează modificarea articolului 21 aliniat 1 din legea 69/2000 în două aspecte ale sale esențiale. În primul rând, se dorește completarea literei B cu recunoașterea universităților ca structuri sportive și, în al doilea rând, se dorește abrogarea literei F din același articol. Începând dezbaterea cu abrogarea literei F, trebuie să menționez pentru început că argumentul Guvernului României este eronat. Faptul că Automobil Club Român a fost introdus ca structură sportivă printr-un act normativ ulterior apariției legii 69/2000, în speță prin articolul 1.11 din legea 472 din 2004, și că, având în vedere aceste aspecte, obligația organizării după legea 69 nu ar mai exista. Nu poate fi primită deoarece actul normativ modificator nu a avut dispoziții tranzitorii care să precizeze faptul că obligațiile vizate de legea 69/2000 cu privire la reorganizarea tuturor structurilor sportive nu ar avea efect în cazul acestui ONG sau ar suporta excepții. Acestea fiind spuse fără nicio referire expresă a inițiatorului, rezultă că din momentul introducerii ca structură sportivă recunoscută de legea 69, Automobil Club Român ar avea același set de obligații de îndeplinit ca celelalte structuri sportive care au fost obligate să-și modifice statutele. Ba mai mult, structurile sportive înființate după anul 2000 sunt obligate să-și gândească statutul tocmai în sensul obligațiilor prevăzute de legea 69. Și pentru faptul că aceste obligații nu vizează doar structurile sportive cu existența anterioară a apariției legii 69, ci toate structurile sportive care funcționează în România. În altă ordine de idei, la litera F generează o situație de discriminare pozitivă față de celelalte structuri sportive care promovează automobilismul sportiv, cât și de celelalte structuri sportive care s-au reorganizat după legea 69. Lipsa activității de reorganizare pe legea sportului nu aduce, în fapt, niciun prejudiciu Automobil Club Român, deoarece sancțiunea neîmplinirii acestei obligații este pierderea recunoașterii calității de structură sportivă, calitate care nici măcar nu rezultă din actul constitutiv, deoarece ACR este un ONG de drept privat, nu este o structură de utilitate publică. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Nemai fiind luări de cuvânt în cadrul dezbaterilor generale, trecem la dezbaterea inițiativei legislative. Pe articole vă informez că sunt 4 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt obiecții, nu adoptat. Poziția 2, nu adoptat. Poziția 3, nu adoptat. Poziția 4, nu adoptat. Proiectul de lege rămâne la votul final. Înainte de a trece la următorul proiect de lege pentru dezbatere, rog președintele Comisiei de Agricultură, Comisia de Agricultură, după dezbaterea următorului proiect de lege, să vină cu precizări privind dezbaterea pe reexaminarea legii privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 105/2017 pentru modificarea articolului 23 din legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic pe lex 126/2018/2019 pentru a ști cum propunem la votul final, trebuia să vină cu clarificări. Deci îi voi da cuvântul președintelui Comisiei, imediat și dezbatem următorul proiect de lege. Proiect de lege aflat pe poziția 6 a ordinei de zi, privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 74/2019 pentru modificarea și completarea ordonanței Guvernului numărul 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, PLX 23/2020. Ne aflăm în procedură de urgență. Are cuvântul reprezentantul inițiatorului, Guvernul României, vă rog. Vașle Ventă, secretar de stat, Ministerul Sănătății. Stimați parlamentari, 203 unități spitalicești de medicină de familie, aproape în toate județele din țară. 1500 de secții spitalicești acreditate,
pentru a putea educa rezidenții nu numai în centrele universitare, ci și în județele unde nu există universități și facultăți de medicină, de stomatologie și de farmacie. Prin votul dumneavoastră, în 2019 octombrie, s-a votat legea 197, care a permis acest lucru și într-un an jumătate, iată, rezultatul este de 203 de unități și 1500 de secții. Această lege 197 a fost modificat prin ordonanța de urgență 74/2020, având în vedere că și unitățile spitalicești private, pe neutralitate sectorială și la cererea rezidenților, au fost introduși. Datorită acestei ordonanțe, pe care vă rugăm să votați, 500-600 de medici de familie au putut să înceapă rezidențiatul viitor medici de familie, pentru că au scris nota de trecere la rezidențiatul din 2019. Este un rezultat la care au participat toate partidele, vă mulțumim și vă mulțumim anticipat pentru vot. Vă mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul comisiilor raportoare, Comisia pentru Muncă și Comisia pentru Sănătate, pentru prezentarea raportului comun, domnul președinte Nelu Tătaru. Mulțumesc. În conformitate cu prevederile articolului 95 și 115 din regulamentul Camerei Deputaților Republicat, Comisia pentru Muncă și Protecție Socială și Comisia pentru Sănătate și Familie au fost sesizate prin adresa numărul PLX23/2020 din 17/2/2020 cu dezbaterea pe fond în procedură de urgență a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 74/2019 pentru modificarea și completarea ordonanței Guvernului numărul 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea legii numărul 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. La întocmirea raportului comun, comisiile au avut în vedere aviz favorabil al Consiliului Legislativ, aviz favorabil al Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport. Camera Deputaților este cameră decizională. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Membrii comisiei, celor două comisii, în urma dezbaterilor, propun Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu la dezbateri generale. Doamna deputat Dina Cristina Elena, urmează domnul deputat Zaharia Zoltan. Vă rog să vă încadrați în câte un minut fiecare, să fim în programul afectat dezbaterii de astăzi. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. PSD, prin legea 197 din 2019 pentru modificarea și completarea ordonanței Guvernului numărul 18 din 2009, privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, a reușit, la nivelul Parlamentului în anul 2019, să crească cifra de școlarizare pentru rezidențiat, astfel încât aceasta să fie cel puțin egală cu numărul total de absolvenți de medicină, medicină dentară și farmacie, și să descentralizeze la nivel regional pregătirea în rezidențiat pentru a se putea desfășura în unități sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie, în unitățile sanitare aflate în coordonarea autorităților publice locale și în cabinetele medicilor de familie. Practic, alături de creșterile salariale, măsura creșterii numărului de locuri la rezidențiat a determinat limitarea migrației absolvenților facultăților de medicină către alte țări. Proiectul de lege aflat în dezbatere permite pregătirea în rezidențiat a absolvenților facultăților de medicină și în cadrul unităților medico-militare care au personal, care se încadrează și îndeplinește condițiile pentru a putea fi desemnat coordonator de rezidențiat. Vă mulțumesc. PSD susține și va vota acest proiect. Vă mulțumesc, domnul deputat Zaharia Zoltan. La fel, încercați să vă încadrați în maxim un minut. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimați colegi, aș vrea să atrag atenția asupra unei erori materiale care s-a strecurat în două articole ale ordonanței Guvernului numărul 18/2009, introdus exact prin această ordonanță de urgență 74 pe care urmează să o adoptăm acum. Și vă citesc articolul 12, alineatul 1. Rezidenții efectuează pregătirea de specialitate în unități sanitare acreditate, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie,
precum și în unități sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie sau în unități sanitare aflate în administrarea unităților publice locale. Unități publice locale nu este un termen consacrat, știm despre ce este vorba, este vorba despre unitățile sanitare în subordinea administrației publice locale. Termen consacrat și în legea pentru reforma în sănătate 95/2006. Propun ca această eroare materială să fie corectată și proiectul de lege să meargă spre finalitate în acea formă. Mulțumesc. Da, nu putem să venim acum cu un vot pe modificarea acestei forme. Este forma Senatului. Cel mult putem interveni cu retrimiterea la comisie, dacă sunteți de acord și acolo. Proiectul de lege nu are amendament, deci nu putem, am încălcat regulamentul cu această modificare pe forma ajunsă în fond, fiind formă deja adoptată de Senat și nefiind amendamente la proiectul de lege. Vă rog. Domnul președinte, dacă este așa și considerați că trebuie să atunci le trimitem la comisie. Noi am considerat că o eroare materială, deci scrie acolo unități publice locale, e vorba dar de unități administrative. Dar nu e o eroare materială, e modificarea textului și textul okay, adoptat atunci, de Senat. Atunci vă solicităm să retrimitem la comisie o săptămână. Da, eu nu am nimic împotrivă. Vă rog să supuneți la liderii comisiilor sunt de acord, nici okay. Nu măcar... mai supune că liderii sunt de acord, atunci nu mai. Da? De acord? Atunci retrimitere la comisie o săptămână. Respectăm și regulamentul și modul de lucru. Aș vrea, înainte de a încheia dezbaterile de astăzi, domnul Chesnoiu, domnul deputat Chesnoiu, cu precizări privind PLX 126 pentru a ști cum intrăm pe lista de vot final. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În raportul comun înlocuitor asupra legii privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 115/2017 pentru modificarea articolului 23 aliniatul 1 litera C din legea vânătorii și protecției fondului cinegetic numărul 407/2006, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a deciziei Curții Constituționale, a intervenit următoarea eroare materială. Textul adoptat cu majoritate de voturi a propus respingerea legii privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 115/2017 și propunem corectarea acestui text astfel. În urma reexaminării legii, membrii celor trei comisii sesizate în fond au hotărât cu majoritatea voturilor celor prezenți să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea legii privind respingerea ordonanței de urgență a Guvernului 115/2017. Astfel, titlul legii va fi Lege privind respingerea ordonanței de urgență a Guvernului 115/2017 pentru modificarea articolului 23 aliniat 1 litera C din legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic numărul 407/2006, iar la articolul 1 sintagma se adoptă ordonanța se va înlocui cu sintagma se respinge ordonanța. Mulțumesc. Mulțumim frumos pentru precizări, corect, logic. Adoptarea legii privind respingerea ordonanței rămâne așadar la votul final de astăzi. Stimați colegi, declar închisă ședința de dezbateri pe proiectele înscrise în ordinea de zi. La ora 12:30 ne întâlnim în sesiunea de vot final. Vă mulțumesc!